Shangri-La, frumusețea fără margini a divinului, calea către fericire, de Marius Gidel, prefață de Maria Timuc. Laudă! Tu, cel ce te ascunzi în eternați amiază și lumea o atârni în haos de orază, metanie ție și slavă, izvor nevăzut al văzutelor linii, mă scalzi și pe mine în baia luminii un mugur de carne jilavă. Sunt duh, învelit în nălucă de humă. Sunt un om odrăslit dintr-un tată și o mumă. dar sunt nerăspunsă întrebare. Ce glas e destoinic să-mi spună încotroie oceanul de somn ce ignind fără voie zvârlitul maviu în mișcare? Nici mai ca nu știe ce tainică normă îmi din carnei vremelnică formă, neant înflorit în minune. Căci toate izvoarele umbrelor noastre roiesc mai presus de arhanghel și astre, în veșnica ta înțelepciune. În ceruri, părinte, sunt abur în aburi, și asemen cu apa, ce îngheață în șgheaburi, Print coajă de carne în spațiu. Tu cugeți, se naște. Tu îngădui, durează. Respiri, înflorește. Iubești și vibrează. De sfântul luminii nesațiu. De tine mă foame, de tine mi sete. Fac dâră de umbra acestei planete cu spumă de soare pe creste și în duhul credinței gustând veșnicia din pulberea vremii îmi strig bucuria că sunt într cel care este. Puzderii de stele ascunse namiază, amiază, făpturile în tine de apururi durează și în spațiu vremelnic colindă. A fi bucurie eternă și sfântă. Și vraja e toată lumina răsfrântă de a gloriei tale oglindă. Nichifor Crainic Despre Marius Ghidel, Omul care are amintiri de la începutul Universului. Marius Ghidel mi-a trimis un e-mail în anul 2016, prin august sau septembrie. Nu-l cunoșteam atunci. Îmi scria că a avut anumite experiențe deosebite și că ar vrea să-i comentez aceste experiențe. Eu am înțeles că ar vrea să-i scriu ceva despre propria carte. Prima întâlnire cu el a fost pe o vreme de început de toamnă, când pregăteam apariția cărții pe care o scrisesem cu academician Ovidiu Bojor. Eram din cale afară de aglomerată, dar ceva îmi șoptea să nu trec pe lângă Marius Ghidel pur și simplu. Am remarcat îndată și numele său deosebit, Ghidel, cel care te ghidează, nu? O chemare lăuntrică, tăcută, un ceva nedefinit, mă îmbia să-mi fac timp pentru o întâlnire cu el, ceea ce s-a și întâmplat. Prima întâlnire a fost pentru mine ca un duș teribil. Îi ascultam vocea calmă, pacea care răzbătea cu certitudine din cuvintele lui, uneori îi priveam pe furiș cu ochii și parcă ochii lui negri, adânci, mă scormoneau de departe, de pe altă lume toate sistemele realității mele se zdruncinau pe măsură ce ascultam povestea lui Marius Ghidel. Omul din fața mea îmi spunea că își amintește cum a fost la începutul creării Universului, că el era acolo cu Dumnezeu, ba parcă vedea și auzea din el uneori, alteori din afara lui. Ascultam, dar o parte din mine părea să fie undeva departe, parcă angajată într-o călătorie nevăzută, în profunzimea celor povestite de Marius Ghidel cu pasiune, cu o însuflețire care îi trădea sinceritatea. Venise și cu niște desene, pe care le-am luat cu timiditate între degete, aproape fără să le văd. Nici pe Marius Ghidel nu-l vedeam prea bine, parcă priveam prin el și nu îi să rețin deloc trăsăturile fizice. La un moment dat, șocată de ceea ce auzeam, am prins curaj și l-am întrebat. Spuneți-mi, ați avut vreodată vreun diagnostic psihiatric? Ați fost internat la vreun spital de profil? El a zâmbit cu blândețe și mi-a replicat. Același lucru m-a întrebat și domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Nu, n-am avut niciun diagnostic de acest fel și n-am fost internat într-un spital de psihiatrie ceea ce auzeam părea uneori așa de greu de acceptat încât întrebarea se impunea pur și simplu. Toate reperele cunoscute ale lumii noastre căpătau conotații fantastice, tulburătoare și pline de mister atunci când omul acesta depunea amintiri din istoria Universului. Își amintea frânturi, sentimente, descria chipuri, îngeri, Iadul și Raiul descria senzații, personaje, întâmplări și evenimente care sfidau logica omenească. Descria o călătorie a Spiritului Său prin Univers, călătorie care începuse de când Dumnezeu era singur și de când Scriitorul Divin scria în Cartea Vieții toate cele posibile care vor fi vreodată. Pentru a amesteca aceste povești aveai nevoie să evadezi din propriile ți repere, să le transcenzi, să te deschizi pentru a accepta că există oameni pentru care realitatea existenței arată diferit de tot ce cunoști, de tot ce știi și de tot ce ai acceptat și ai înțeles până atunci. Magius Chidel mi-a lăsat o impresie plăcută la prima întâlnire. Mi era clar că este un om sănătos psihic, ba chiar m-a impresionat prin blândețea, prin bunătatea și prin căldura lui liniștită. După o perioadă de timp, i-am spus că ar fi corect să-și scrie singur cartea, că experiențele sunt ale sale și poate că tocmai acesta este sensul lui, să-și transmită mesajul prin propriile cuvinte. M-am gândit că experiența ta nu poate cunoaște mai bine decât tine nici cel mai strălucit comentator. Și așa s-a așezat pe scris Marius Ghidel. Așa s-a născut această carte, pe care am îngrijit-o apoi ca pe o floare personală împreună cu editorul ei, Ioan Busuioc. Prima variantă a cărții conținea doar poveștile sau povestea vieții lui prin univers. Erau scrise pe scurt, dar plăcut. I-am returnat-o, presimțind că lipsea ceva din carte, că mai era ceva ce nu spusese încă. Scrieți mai amplu, descrieți în amănunt, mai trebuie ceva, i-am spus, ascultându-mi impulsul interior. Și da, mai era ceva, poate chiar esențialul. Lipsea învățătura spirituală, desigur. Marius Ghidel o are în interior, era acolo, ascunsă bine, poate insuficient înțeleasă chiar de către el însuși. Dar învățătura spirituală este chiar mesajul lui, este esența trăirilor sale, este, poate, sensul vieții sale, motivul pentru care experiențele însele au existat. Mesajul lui spiritual a apărut într-un târziu, după insistența mea de a completa cartea, fără să fi știut ce lipsea. Simțeam doar că lipsea ceva. Și numai după ce Marius Ghidel a venit și cu învățăturile spirituale pe care le ținea ascunse, evident inconștient, am parcurs cartea în întregime, am corectat-o și am intrat cu adevărat în spiritul ei. Lectura a fost ca o aventură pe Everest. Uneori părea că-mi taie respirația peisajul frumos, uneori inedit, alteori surprinzător și fantastic, uneori plin de profunzim și chiar de idei geniale, iar alteori mă opream din citit în încercarea de a înțelege, de a accepta și a integra experiențele tulburătoare ale autorului. În acele momente mă cuprindeau dubile, mintea proprie nu-mi permitea să pătrund în atmosfera acelei realități căreia nu-i găseam noi mă, sprijin și reprezentare în propria mea lume. Când se întâmpla astfel, făceam o pauză de câteva zile pentru a merge mai departe cu lectura și corectura textului în același timp, după care simțeam iarăși impulsul să revin, mă trezeam din nou prinsă și surprinsă de simplitatea și în același timp de complexitatea ce se ivea în fața ochilor mei. Într-o zi, impulsionată de nevoia interioară de certitudini, m-am rugat Domnului să-mi arate adevărul într-un fel în care să-l văd clar și să știu că aduce povestea lui Marius Ghidel către lume e ceea ce trebuie să fac cu adevărat. În dimineața de după rugăciune, m-am trezit mergând inconștient către propria bibliotecă, am întins mâna la fel de inconștient pe un raft și am extras o carte pe care nu-mi aminteam de când o aveam și nu o deschisesem niciodată. Dinamica planului astral de Robert Bruce, editura Infinit. Am deschis cartea la întâmplare. Locul în care am deschis Descria tocmai experiență care îmi plăcuse în mod deosebit la Ghidel, experiența în care el intră în oglindă și se vede pe sine, cel de afară, ca fiind imaginea. Mi-a părut șocantă această inversare a realității, dar mi-a plăcut și chiar am reflectat dacă, nu cumva, lumea materială este imaginea lumii spirituale. Dacă, nu cumva, realitatea pe care o vedem, materială, palpabilă, este doar imaginea din oglindă. Robert Bruce descrie în detaliu anumite tehnici pentru intrarea în diferite tărâmuri virtuale, printre care intrarea într-un tablou și intrarea în oglindă. Fantastic, mi-am spus, și am continuat să citesc cartea. Subiectul cărții era, desigur, ieșirea în afara corpului sau dincolo de moarte, dar toate acestea erau prezentate de autor ca fiind posibile aplicând anumite tehnici pe care le și descria în amănunt, astfel încât să poată fi reproduse cei care se proiectează și care experimentează o activitate energetică intensă la nivelul centrilor energetici dintre sprâncene și din zona creștetului capului, simt adeseori că se proiectează și ies din corp la aceste niveluri. Acest lucru duce de multe ori la experiențe astrale de tip tub, scrie Robert Bruce. Așadar, Marius Ghidel iese din corp cel mai des prin creștetul capului și descrierea de mai sus confirmă că el ar putea avea, între altele, experiențe astrale de tip tub, cum le numește Robert Bruce. Marius Ghidel se trezește în lumi paralele, în Shangri-La, adesea, și ajunge acolo ieșind prin vârful capului. Carta lui Robert Bruce a fost ca un pansament pentru mintea mea, care s-a trezit încurcată și prinsă de dubii în fața extraordinarului experiențelor lui Marius Ghidel. Unele dintre experiențele descrise de Bruce întrec chiar imaginația, iar altele sunt asemănătoare cu cele descrise de Ghidel. În aceea zi m-a sunat o prietenă care tocmai traducea o carte la fel de năucitoare a unui celebru inițiat american. Traducând cartea cu pricina, prietena mea trecea prin aceleași stări ca și mine. Ea mi-a spus între altele despre experiențele în afara corpului ale lui Robert Monroe și mi-a trimis linkuri pentru documentare. Robert Monroe a înființat un institut de cercetări după ce a început să aibă experiențe involuntare de ieșire din corp. Experiențele lui Robert Monroe și cercetările sale au avut harul de a mă liniști și a mă ajuta să înțeleg de plin că lumea lui Marius Ghidel putea fi cât se poate de reală, că el ar putea fi un om care are un mesaj special pentru lumea noastră și poate că am și eu un rol în destinul său. Ulterior am remarcat o sincronicitate. În aceeași zi, întâlnisem două referințe fundamentale despre călătoriile astrale și cele două referințe veneau cu două persoane care purtau același nume, Robert, Robert Bruce și Robert Monroe. Sincronicitatea nu mi este deloc indiferentă, din potrivă. Mai târziu, revenind la o carte a doctorului David Hawkins, Vindecare și Recuperare, editura Cartea Dat, am regăsit experiențe asemănătoare celor relatate de Ghidel, descrise de către doctorul Hawkins, inclusiv referințele lui Hawkins la Robert Monroe, iar aceasta mi-a întărit convingerea că Marius Ghidel este autentic și deosebit de interesant prin experiențele sale. Trebuie să spun că paranormalul nu se află în preocupările mele obișnuite. Ba, am avut chiar o inapetență pentru acesta și de aici reținerea mea. Sigur că Marius Ghidel nu are experiențe paranormale, cât mai degrabă experiențe spirituale generate, aș spune, de nivelul său înalt de conștiință și de starea lui spirituală, obținută prin detașare, credință, iubire, acceptare și o mulțime de alte trăiri din spectrul stărilor înalte ale conștiinței. Faptul că este un experimentator spiritual m-a convins complet, căci sidis sau puterile spirituale sunt o consecință a stărilor înalte ale conștiinței, și ne dăm seama că avem de-a face cu stări înalte ale conștiinței când, pe fondul unei spiritualități autentice și a practicii spirituale, se produc fenomenele SIDIS sau experiențele deosebite. La Ghidel avem de-a face cu unele manifestări de tip SIDIS, dar și cu unele care le depășesc cu certitudine. Mai mult, Ghidel a devenit cunoscător spiritual în timp. Experiențele speciale au fost dintotdeauna cu el, au venit pe lume odată cu el și nu sunt rodul intenției, al dorinței sau al străduințelor sale personale. Tocmai de aceea experiențele lui ar putea conta și din ele s-ar putea evi o teorie spirituală valoroasă. Mi-am amintit că am cunoscut, la vârsta de 20 de ani, un bătrân. Am și lucrat cu el o vreme care avusese trei morți clinice. Neacostică, îi zicea lumea acestui bătrân. Pentru că lucram împreună, aveam timp pentru împărtășire. El îmi povestise pe unde călătorise în timpul morților lui clinice, cum arăta Raiul, cum se întâlnise cu diferite rubedenii care muriseră de mult ce fericire era dincolo și îmi povestise chiar că fusese trimis obligatoriu înapoi, fiindcă mai avea treburi de făcut pe pământ. Între misiunile pentru care se întorsese a fost, cred, și aceea de a avea grijă pentru o vreme de mine și am povestit despre călătoriile sale fantastice în lumile nevăzute despre care eu habar nu aveam la vârsta aceea. Nea Costică murise de trei ori și îi băgase în sperieți pe toți de câte ori se întorsese. Povestea râzând despre învierea lui și despre lumile prin care colindase în timp ce era mort. La fel ca Marius Ghidel, avea o bunătate și o blândețe covârșitoare, iar întâlnirea mea cu el la vârsta de 20 de ani a fost una dintre cele mai frumoase întâlniri de viață. Nea Costică îmi purta de grijă, mă apăra de răutatea altora și mă învăța lucruri despre viață cu o răbdare îngerească. Iată că acum amintirea povestirilor lui despre lumea de dincolo mă ajută să-mi găsesc un punct de sprijin în propria experiență de viață pentru a-l înțelege pe Marius Ghidel. Apoi, pe la 25 de ani, un coleg din presă, regret că nu mi-amintesc numele lui, nu cred că am vorbit de două ori în toată viața, și el a trecut pragul cu ceva ani în urmă, dar îi sunt recunoscătoare, m-a dus acasă la un bătrân la fel de teribil. Se numea Ilie Cioară. Colegul îmi spunea că nu mai întâlnise un om la fel ca Ilie Cioară. Stătuse mulți ani în podul unei case de frica arestării pe vremuri. Și acolo, în podul casei, a început să iasă din corp, să călătorească, dar nu doar în afara casei sau a satului, ci și prin alte lumi. Putea să vorbească chiar și cu oamenii morți. Ilie Cioară intra în lumea de dincolo și aducea vești precise de la cei care trecuseră și cu ani în urmă pragul vieții fizice. Cei care îl prigoneau i-au făcut cel mai mare cadou al vieții. L-au trimis către propria natură, către propriile capacități care așteptau să se ivească din el. Ilie Cioara avea în jur de 78 de ani când l-am vizitat acasă. Locuia într-un apartament obișnuit, la etajul 8, și trăia într-o simplitate covârșitoare. Lumea materială nu mai era pentru el importantă. Trăia simplu, făcea mișcare în fiecare zi, mânca natural și arăta teribil de bine pentru vârsta lui chipul lui era blând, luminos și emana o frumusețe aparte. Publicase și niște cărți care conțineau povestea lui și înțelepciunea de viață pe care o acumulase prin experiențele trăite. La vremea aceea n-am fost pregătită pentru întâlnirea cu Ilie Cioară. Simțeam că era ceva deosebit cu el, cred că și el simțea ceva legat de mine, căci mă suna adesea chiar insistent dar n-am avut curajul să scriu povestea lui. Cu toate că aveam o intuiție fantastică în perioada aceea, care mi-a fost de mare ajutor în slujba de jurnalist, n-am intuit cine era Ilie Cioară și am trecut pe lângă el razant, fără să-l văd prea bine, poate și pentru că ziaristica pe care o făceam atunci presupunea căutarea senzaționalului. Când l-am cunoscut eu pe Ilie Cioară, nu mai dorea să intre premeditat în lumea de dincolo, așa cum făcea o I-am cerut cumva să facă o dovadă a poveștilor lui, iar refuzul său de a-mi oferi astfel de dovezi m-a făcut să mă îndoiesc și să cred că nu era ceva veridic. Ilie Cioară atinsese un nivel spiritual de așa natură încât refuza să mai dovedească ceva, nu-l mai interesa să le arate altora ce poate face, în schimb dorea să vorbească despre lumina care pătrunde viața clipă de clipă și despre frumusețea divinității. Abia mulți ani mai târziu am realizat că Ilie Cioară a fost iluminat, că l-am întâlnit când trăia această stare de conștiință înaltă, că poate lumina din câmpul lui m-a atins cumva și în tăcere m-a trimis în propria mea căutare spirituală. M-am gândit mult la el în timp ce am citit cartea lui Marius Ghidel, la faptul că și Ghidel ar putea fi special și că n-aș vrea să trec din nou pe lângă cineva fără să citesc amprenta sa, să-i aștern, poate, un covoraș mic, după puterile mele, în cale. Cred că uneori destinul nostru este acela de a-i vedea pe alții, de a-i sluji, de a-i arăta lumii lumina lor și pentru mine, S-a întâmplat aceasta de multe ori, în primul rând grație muncii de jurnalist, care presupune atunci când ești atent să ai o anumită generozitate, o intuiție bună și puterea de a vedea geniul, frumusețea, forța sau lumina celorlalți. Culma este că, vorbind cu un prieten despre rateul pe care l-am dat prin întâlnirea cu Elie Cioară, nesesizându-i starea și mesajul, în timp ce îi spuneam că pe bătrânul acesta iluminat îl chema Ilie Cioară, o cioară adevărată s-a apropiat de prietenul meu, care stătea într-un parc și a început să croncăne cu putere. Îi auzeam strigătul în telefon. Vreo cinci minute, cioara a cântat în limba ei, iar eu am luat această stranie apariție cântătoare a ciorii ca pe un semn, ca pe o confirmare, ca pe o sincronicitate. Știți că Carl Gustav Jung a definit sincronicitatea după ce o pacientă îi povestea că visase un scarabeu de aur și tocmai atunci pe geamul cabinetului a intrat un scarabeu adevărat. Întâlnirile vieții noastre nu sunt întâmplătoare, nu? Dacă excludem întâmplarea din experiența vieții, atunci există un sens mai ales al acestor întâlniri deosebite, cu oameni care au avut experiențe deosebite. Și iată cum întâlnirea ratată cu Ilie Cioară, despre care ar fi trebuit atunci să scriu, a devenit astăzi un bolt puternic pentru a-l accepta și înțelege pe Marius Schidel. Și ragul semnelor a continuat pentru mine când, întâlnindu-mă cu un prieten, un actor cunoscut, i-am povestit despre Marius Ghidel, a, ah, păi și mie mi s-au întâmplat asemenea experiențe, mi-a mărturisit el entuziasmat. Mergeam pe o stradă într-o zi și, dintr-o dată, parcă s-a schimbat textura asfaltului. Era o stradă pietruită, dar erau altfel de pietre, nu așa cum le știm noi. Și lumea era îmbrăcată în costume de epocă. Doamnele aveau rochii lungi, pălării, treceau trăsuri, era un mare furnicar. Ce o fi aici? Vreo filmare? M-am întrebat. Dar unde ori fi camerele? Nu văd nicio cameră de filmat, mă gândeam. Totul era firesc. Lumea trecea pe lângă mine, eu pe lângă ea. Eram ca la anii 1700-1800. A durat câteva minute mersul prin orașul acela ciudat și apoi, brusc, m-am regăsit pe o stradă obișnuită, pe cea pe care mergeam inițial, dar dispăruseră rătrăsurile, costumele, nu mai era nici urmă de lume din trecut. M-am frecat la ochi, nu venea să cred ce se întâmplase. O clipă m-am gândit că am luat o rasnă. O altă experiență a avut prietenul meu când a făcut infarct. S-a văzut privindu-se pe sine de sus de pe tavan, vedea totul în jur, inclusiv propriul trup, și undeva pe geam, vedea o piață în care era mulțime de lume: bărbați și femei care mergeau, vindeau, se mișcau. Toți erau foarte fericiți și se uitau la el cu chipurile luminate de bucurie, îi zâmbeau. Toți oamenii aceia îi zâmbeau lui, celui care se uita la sine însuși, de la nivelul tavanului, de unde și vedea piața și oamenii fericiți. Poate una dintre cele mai importante confirmări pe care le-am primit a fost prin însuși Marius Ghidel, căruia i-am cerut, grație unui impuls intuitiv, să-mi trimită ce scrisese despre el profesor Dan Farcaș, despre care îmi povestise de la prima întâlnire. Chiar începutul scrierilor domnului profesor a fost relevant și suficient pentru a-mi spulbera dubile. Începând din 2014, am avut mai multe lungi discuții cu Marius Ghidel, atât eu cât și profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan. Niciunul dintre noi nu a găsit motive să se îndoiască, nici de sinceritatea, nici de integritatea lui mentală. Starea sa de sănătate este bună și nu are niciun fel de simptome care să sugereze vreo suferință psihică sau mitomanie. Pe parcurs, Marius ne-a relatat în jur de 100 de situații inexplicabile pe care le poartă în minte, întâmplări prin care știe că a trecut, ca și amintiri pe care nu știe de unde și de când le are. Așadar, dubile mele s-au spulberat și fără ele am izbutit să parcurg cartea de două ori deopotrivă pentru corectură, cât și pentru a intra cu adevărat în atmosfera energetică și vibrațională a lumii lui Ghidel. Sigur că de-a lungul vieții am avut și eu tot felul de experiențe spirituale, că am pătruns la rândul meu în diferite stări de grație și de iubire, că văd de asemenea un univers subtil, altfel decât vede Marius Ghidel, dar se întâmplă, și știu că nu suntem singuri în univers, cum știu cu certitudine că granițele dintre lumi sunt mai degrabă iluzii, dar în același timp extrem de puternice. Că ele pot fi trecute atunci când ne este dat să le trecem, fie și dacă am găsit, precum Robert Bruce, tehnici concrete de trecere. Nivelul nostru de conștiință, nivelul nostru energetic și experiența spirituală sunt condiții necesare trecerii în tărâmuri paralele. Ocazional, din diferite motive, cei mai obișnuiți oameni pot avea astfel de experiențe, inclusiv unele de decorporalizare, experiențe de moarte clinică sau experiențe în care ființe din alte planuri se materializează printre noi. Marius Ghidel descrie experiențe de ieșire din corp, dar și experiențe în care ființe de pe alte tărâmuri, pe care uneori ele numește extraterestre, vin printre noi. Acestea sunt două dintre manifestările spectaculoase ale spiritului din interiorul lui Marius Ghidel, dar nu singurele. Marius Ghidel trăiește și a trăit cu mult mai mult decât putem regăsi în experiențele personale, în cele descrise de alte persoane sau în cele pe care le putem regăsi în literatura ezoterică a lumii. În primul rând, el nu a aplicat tehnici pentru a ieși din corp sau pentru a-și aminti vieți anterioare sau frânturi din istoria Universului. Lui i s-a întâmplat toate, pur și simplu. Este un trăitor pur, la el totul este natural, vine de la sine. Are o memorie mai amplă decât o avem noi, ceilalți, și chiar această trăsătură spectaculoasă, memoria ancestrală, este o calitate aproape unică sau extrem de rară printre ființele umane. Memoria din viața de zi cu zi, extraordinară la unii oameni, aproape la fel de performantă ca a unui computer, nu este același lucru, observ acum, cu memoria ancestrală. Oamenii cu memorie din viața de zi cu zi s-ar putea chiar să-și împiedice accesul la memoria ancestrală, la memoria Sufletului și a Spiritului. Acest tip de memorie ar putea fi prețioasă și ar putea deveni subiect de cercetare în viitor, iar în acest scop, Marius Ghidel ar putea fi un subiect formidabil. Cred că accesul la memoria ancestrală are legătură cu Sufletul curat cu frumusețea interioară, cu conexiunea pe care o avem cu Divinul, cu poluarea minimă a minții și cu voința divină. Nu ne putem aminti prin proprie voință, ci pentru că ne este dat să ne amintim. Noi suntem aduși pe lume și suntem luați din lumea aceasta, dincolo de manifestarea liberului nostru arbitru, și, în mod asemănător, ne amintim de unde venim sau nu, pur și simplu. Cei mai mulți am pierdut conexiunea cu Divinul, cu Esența noastră, și de aceea suntem inconștienți de natura noastră divină, precum și de aventurile Spiritului nostru prin Univers. Marius Ghidel este un caz unic, spectaculos și interesant, tocmai pentru că el are acest tip de memorie ancestrală, nu doar pentru că are experiențe fantastice de trecere printre văluri și de călătorie involuntară prin lumi paralele. El își amintește ce făcea Dumnezeu când lumea nu era creată. El era acolo, lângă Dumnezeu, sau chiar în interiorul lui Dumnezeu. Își amintește cum a venit în această viață, cum se formează pruncul și cum stătea în afara corpului când era bebeluș, și se privea pe sine din afara corpului. Frumos spune Marius Ghidel că toți bebelușii fac asta, dar uită apoi. Grație memoriei despre care am vorbit până acum, Marius Ghidel descrie conformația Universului, a Raiului, a Iadului, formele de existență din Univers, lumile paralele, aflate la o respirație distanță de noi, Shangri-la în special, lumea de dincolo, trăirile spiritelor și felul în care Universul imaterial este organizat. El crede că viața în corp este o provocare foarte dorită de îngerii cerului, care râvnesc să vină pe pământ pentru a înfrunta vicisitudinile vieții în trup și a învăța. Viața în trup este prețioasă și trebuie să conștientizăm adâncimea ei, să o purtăm cu responsabilitate și cu dăruire, căci noi suntem nemuritori. Și după ce vom dezbrăca haina acestui trup, vom fi atrași în lumile care corespund vibrației noastre de aici și nivelului nostru spiritual. El spune că noi mergem, din păcate, în sens invers drumului nostru, că ne-am rătăcit și, în loc să trăim cu scopul de a ne întoarce la Divin, ne tot îndepărtăm de El, fascinați de materialitate și de aparenta stabilitate pe care ne oferă lumea materială. Învățătura spirituală pe care Marius Ghidel spune că a extras-o din infinit este o cale, una grea, dar o cale pentru a ne conștientiza pe noi ca ființe divine și a ne abandona complet eului omenesc. Întâmplările pe care el și le amintește sunt și cele care i-au sugerat învățătura, aș spune, deși nu exclud ca în timp el să fi preluat câte ceva, desigur, inconștient și din lecturile pe care le-a avut după anul 1989. Am sesizat că îi place Rumi, mi s-a părut că l-a studiat serios pe Lazarev, dar și pe Eckhart Tolle și simt în învățăturile sale și amprentele altor autori, precum preotul Richard Wurmbrand. Acesta din urmă, un preot cu har și cu exercițiu spiritual profund, Predica abandonarea totală a eului și egalizarea percepțiilor ca tehnică de lucru cu propriul ego, ceea ce propune și ghidel. Dar, pe de altă parte, nicio învățătură nu ajunge la noi dacă nu avem deja asimilată în propria conștiință, așa că nu este plagiat cât mai degrabă cred în rezonanța experiențelor și în posibilitățile sufletelor de a se ridica în spațiul energetic în care adevărul se prezintă celor ce îl pot percepe, la fel cum un măr stă în calea celor care au nevoie și vor să mănânce. În altă ordine de idei, Marius Ghidel are experiențe personale speciale, unele unice, precum și idei pe care nu le-am citit la nimeni altcineva. Îmbinarea dintre experiențele personale și învățătura spirituală desprinsă din ele mi se pare atul lui Marius Ghidel și ceea ce îl face interesant, captivant, credibil și chiar special. Mai mult, deși el se trezește pur și simplu în lumi paralele, este capabil să ne împărtășească moduri în care putem și noi să ajungem în ele. Veți găsi în cartea lui Marius Ghidel o poveste fenomenală despre istoria spiritului și a ființei umane, dar și modalități concrete de a trăi, de a fi, de a mânca, de a simți, de a vă comporta cu lumea înconjurătoare, care au harul de a ne detașa de ego, cauza fundamentală a distanței pe care am luat-o de Dumnezeul nostru și de fericirea în care existăm, dar nu știm. Când îl vom lăsa pe Dumnezeu să ne poarte prin viață și le vom permite celorlalți oameni să trăiască așa cum aleg ei singuri, chiar dacă nu e întotdeauna o fericire pentru noi, vom putea vedea spiritul și puterea lui aducându-ne fericirea, grația, lumina, binecuvântarea și mijloacele necesare vieții. Când Marius Ghidel vorbește despre a face totul doar pentru ceilalți pe tine să te uiți, cum și Rumi spunea, cred că vorbește despre abandonul eului, despre a le da totul altora, pentru ca tu să primești totul. În acest principiu cred, dar în forma aceasta, căci știu la rândul meu că energia darurilor curge în acest ritm. Să dai orice vrei să ai, fie iubire, fie înțelegere, fie atenție, fie bani, fie îngăduință, sau orice altceva vrei să primești. Marius Ghidel propune o cale spirituală, o cale a austerității, pe care el o mai numește cu umor calea prostului. Nu spun că aceasta este calea perfectă, nu spun nici că am avut un barometru precis de măsurare a veridicității experiențelor lui Marius Ghidel. Spun doar că este posibil ca el să fie autentic, că ideile sale ar putea fi la fel de autentice în mare parte, că în el ar putea locui un spirit bătrân de când lumea, și că ne putem îndrepta atenția cu seriozitate asupra sa. El ar putea fi un pionier al spiritului, unul care și-a păstrat parte din memoria ancestrală nealterată și, de ce nu, un misionar divin pe care trebuie să-l întâmpinăm cu florile bucuriei, căci ne aduce vestea minunată că viața continuă, că viața e o călătorie a spiritului prin diferite forme de manifestare, prin forme materiale mai subtile, precum lumina, imaginea și, mai ales, conștiința. Cei care au pierdut ființe dragi și simt durerea acestor pierderi ar putea găsi un pansament pentru suflet în povestea lui Ghidel și chiar o simplă poveste de ar fi în scrierea de față tot ar avea frumusețe deopotrivă în povestea în sine și în învățăturile desprinse din ea. Acestor posibile calități le-am acordat atenție. Și pentru ele, am acceptat provocarea de a-l aduce pe Marius Ghidel împreună cu mesajul său spiritual, în lumina conștienței și în calea dumneavoastră. Sper să fie o lectură frumoasă, uimitoare, folositoare, sper ca ea să vă ridice la un nivel de înțelegere și de cunoaștere, de bucurie și de dragoste pentru divin după cum aveți nevoie și acceptați să fie. Sper să vă inspire povestea lui Marius Ghidel și să vă ghideze prin pledoaria lui pentru austeritatea umenească și abandonul egoului, condiția esențială pentru salvarea sufletului, pentru vindecarea și reîntoarcerea ființei la natura sa divină. Maria Timuc Profesor Dan Farcaș despre Marius Ghidel Marius posedă însușirea de a accesa memoria universală într-un mod aparte. Fragmente din articolul apărut și în cartea domnului profesor Dan Farcaș, Enigma Lumilor Paralele, Editura Școală Ardeleană 2017. Să fie oare, în aceste întâmplări ale lui Marius Ghidel, o comutare a minții către o lume reală, paralelă cu a noastră? O lume în care ajung uneori și clar văzătorii în stările lor de extremă relaxare? Oricât pare de straniu, există numeroase cazuri care sugerează o asemenea posibilitate. Sau să fie pur și simplu o cădere temporară într-o stare de vis? Dar ce este visul? O credință foarte veche, prezentă și azi la multe culturi primitive, consideră că în vis călătorim de fapt într-o lume paralelă. Există și nenumărate istorii cu mesaje primite în vis, care s-ar fi dovedit apoi adevărate. Ne putem deci întreba, nu cumva visul este o poartă prin care pătrundem, fie și în parte, în aceeași minte colectivă, prin care clar văzătorii se pot transpune la mari distanțe de corpul fizic? Nu cumva imensa imagerie a viselor adună uneori de avalmă elemente ale propriei memorii? Dar și ale altora de aceeași cultură, dând câteodată și peste informații de o certă valoare? Dar aceeași stare a fost obținută din toate timpurile și în majoritatea culturilor pământului, și de numeroși vindecători, religioși, autori de lucrări de artă și așa mai departe, care spuneau la fel cu Edgar Case că au găsit informații sau inspirație. Într-un imens depozit de cunoștințe aflat undeva în afara lor. Procesul a fost numit uneori și revelație sau trezire spirituală, cauzată după toate aparențele, prin iluminarea produsă de accesul la volumul imens de cunoaștere din acea memorie universală, al minteri inaccesibilă minții conștiente. De el s-au folosit șamanii, profeții biblici sau sibilele oracolelor antice. Uneori ei intrau în această stare folosind psihotropice, cum ar fi în zona fluviului Amazon, Ayahuasca, ori la Delphi, emanațiile subpământene, dar și prin ascesă dusă la extrem de schimnici și așa mai departe. De altfel, și Marius a practicat uneori exerciții de respirație, post-negru, transă, autohipnotică, autoindusă, prin restrângerea egoului ca și alte tehnici de asceză pentru a-și provoca stări modificate ale conștiinței și a căpăta acces la informații din memoria universală Acceptând această ipoteză, vom putea înțelege într-o altă lumină și o seamă de alte proprietăți paranormale ale realității, de care ne vom ocupa în continuare. Și Marius posedă însușirea de a accesa această memorie universală, chiar într-un mod aparte. El poartă în minte amintirea întregii istorii a Universului, pe care o vede ca pe o lungă desfășurare de imagini și idei, având sentimentul că poate fi prezent, ca martor ocular, la oricare din evenimentele trecute. Și eu și Dr. Constantin Dulcan l am întrebat când anume a devenit conștient de aceste revelații. Marius nu ne-a putut răspunde altceva decât că, pe cât își aduce aminte, sunt lucruri pe care le-a avut în minte dintotdeauna. El spunea, de pildă: Rătrăiam toate etapele de apariție ale cosmosului vizibil, de la mare la mic, de la universuri, constelații, stele, găuri negre, planete, sori. Spații până la sistemul nostru solar și planeta Pământ. Am fost martor la cele mai importante momente care au marcat civilizațiile umane. Era ca un fel de capsulă a timpului. Avea formă de con. La baza lui, civilizațiile se desfășoară normal, în ritmul lor, iar dacă te ridici spre vârful conului timpul și spațiul se comprimă, astfel încât poți trece ușor prin epocile istorice. Dar, dacă cobori, ele sunt tot acolo. Sau dacă îți închipui că civilizațiile sunt noduri pe o sfoară imaginară și dacă te-ai duce înapoi pe această sfoară, vei găsi acele civilizații trăind în timpul acela, în acele noduri și acum. Și oricând poți face asemenea călătorii înapoi în timp. Marius ne-a relatat că a asistat astfel la mai multe episoade istorice importante, un moment din construcția Marii Piramide din Egipt. Patru bătrâni cu bărbi lungi, cărunte, care scriau o carte într-o cămăruță dintr-un turn. Un scriitor, căruia un înger, ca un globuleț, îi dicta învățături despre iubire, primite de la cea mai înaltă instanță. Marius mai avea și viziunea unui sat atacat de războinici migratori care au fost îmblânziți prin puterea intervenției divine, declanșată de faptul că sătenii au renunțat brusc la gânduri cu toții, au ieșit din minte și au intrat într-o stare interioară foarte liniștită. A mai văzut și o peșteră cu o scriere ciudată pe pereți, ori litoralul românesc la început de secol 20, și așa mai departe. Marius are în memoria sa, în același mod, și imagini din geneza biblică, incluzând începutul lumii, izgonirea din rai, ori nevoia omului de a da nume lucrurilor și ființelor. Acest ultim act, Marius îl percepe, din cauza intruziunii cauzate de lumea cuvintelor, ca pe o cădere și o depărtare de divinitate. Între cele relatate, Marius și-a putut revedea și propria naștere. Am intrat în noua ființă care se forma în burta mamei mele. Apoi, când el s-a născut, prima impresie a fost că am văzut în fața mea, prin fereastră, lumina unui soare. La început m-am bucurat, și îmi ziceam că soarele acesta este însuși tatăl meu din cer și atunci nu trebuie să-mi fac nicio grijă că totul va fi bine și aici. Așa nu mi va fi străină lumea aceasta unde am ajuns, îmi ziceam eu, și nu mă voi simți stingher și abandonat. Dar repede mi-am dat seama că de fapt razele acestui soare erau termice și răspundeau căldură, încălzeau și nu erau raze de iubire. Atunci m-am întristat și am scos un țipăt. Toate aceste detalii, ca și modul în care Marius a căpătat acces la ele, sunt greu de acceptat pentru o persoană obișnuită cu explicațiile științifice, raționale ale lucrurilor. Chiar martorul spunea la un moment dat despre relatările sale: Sunt paradoxuri peste tot în această povestire, aproape fantastică, de neînchipuit, dar ea este totuși cât se poate de reală pentru mine. În plus, ele nu s-au întâmplat în urma unor accidente, boală sau după practici spirituale. Toate au fost spontane, fără să știu nimic despre asemenea lucruri, și fără să înțeleg atunci care este semnificația lor. Am fost dus pur și simplu în ele. Nu citisem nimic despre așa ceva, și nu știam că se pot întâmpla asemenea situații de necrezut. Nici nu mai auzisem pe altcineva că ar fi trecut prin ceva asemănător. Asistând la seriozitatea cu care se căznea să ne explice cât mai exact și cu cât mai multe detalii ceea ce își amintea, nu am avut motive, nici eu, nici dr. Constantin Dulcan, să ne îndoim de sinceritatea sa. Marius a perceput conștient și a formulat apoi în cuvinte toate trăirile pe care ni le-a relatat. Dar putem accepta aceste amintiri ca o dovadă a veridicității tuturor detaliilor relatate, de pildă a celor din Geneză? Conform celor expuse până aici, evenimentele relatate de Marius se aflau ca o realitate virtuală în miniatură, în acea supermemorie și de aici în subconștientul său. Dar, așa cum am argumentat, niciodată accesul la subconștient nu garantează autenticitatea totală a informațiilor primite, procesate și difuzate conștient. Marea problemă, am văzut, este aducerea acestei informații în zona conștientă. Și Lynn Buchanan sublinia că, în acest sens, se evidențiază un pericol, anume că pe măsură ce operatorii creează această lume virtuală în mintea lor, de multe ori ei cred că ea este reală. Cele două instanțe ale minții, subconștientul și conștientul, nu vorbesc aceeași limbă. Ne amintim între altele că cei care practicau vederea la distanță nu foloseau în dialogul dintre cele două instanțe cuvântul, instrument principal al gândirii conștiente, dar care poate bruia și chiar deforma mesajul provenit din subconștient. Este adevărat că, uneori, ceea ce ajunge pe această cale, în conștient, corespunde surprinzător de bine cu realitatea, fapt verificat prin feedback. Dar, chiar și cu cele mai atente precauții, descrierea nu este niciodată perfectă. Reamintesc și faptul că drumul mesajului poate fi deviat prin atractanți, care distrag operatorul ca și prin filtre, modele, taburi, etc., existente la intrarea percepției conștiente. Nu uităm nici observația căpătată printr-un lung șir de experiențe a lui Ingo Swan că principalul zgomot mental între subconștient și conștient îl reprezintă analiza, amintirile conștiente și verbale, imaginația, etc., care pot deturna complet cele percepute. Înainte de a deveni informație conștientă, semnalele pornite din subconștientul lui Marius au traversat, fără ca el să fie conștient de acest proces, un mare număr de filtre culturale extrem de complexe și cu multiple straturi, însușite în familie, în biserică, în școală, în societate și așa mai departe. Aceste filtre au remodelat complet imaginile și mesajul, fără a mai pune la socoteală faptul că, revenind de mai multe ori asupra amintirilor relatate, au fost eliminate toate eventualele incoerențe pentru ca istorisirea să aibă cursivitate logică și pentru a corespunde ansamblului de convingeri al povestitorului, dar și ale celui care îl ascultă. Înseamnă aceasta că e mai bine să aruncăm la gunoi tot ce spune Marius? Nici de cum. La fel cu Case și cu mulți alți clarvăzători, și el pare să fie avut acces la acea memorie universală, numită și Arhivele Acașa, ca și în multe alte feluri, acces suficient de acaparator pentru a crea impresia evenimentului trăit a Ievea. Deci, în spatele amintirilor sale există aparent o sursă autentică. Atâta doar că peste cele transmise de această sursă s-a suprapus o haină culturală cu numeroase straturi. În cazul în care Marius s-ar fi născut și ar fi fost educat într-un mediu diferit, să spunem budist sau hinduist, fără îndoială, filtrele culturale ale minții sale ar fi identificat aparițiile întâlnite drept alte figuri sfinte. Desigur, încă o dată, asta nu înseamnă că el nu a văzut nimic, poate chiar ceva sfânt, dar este o altă problemă ce anume. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, va trebui să luăm în considerare analogiile cu mărturii similare ale altor persoane care au avut acces la această capsulă a timpului, în care evenimentele coexistă simultan și pe care cel ce le accesează le percepe ca fiind toate, acum și aici. De pildă, un fapt curios este că Marius a văzut-o având o formă de con, iar dacă te ridicai spre vârful conului, timpul și spațiul se comprimau. Iată că și Burgin, Jerome Burgin, scrie că, potrivit lui Monroe și toți ceilalți proiectori care au studiat serios problema, cadrul spațiotemporal s-ar prezenta precum un con cu vârful în sus, ale cărui margini se strâng tot mai mult în cursul ascensiunii spre sferele superioare. La capătul acestei călătorii, timpul și spațiul se contopesc într-un punct, iar cel ce atinge starea corespondentă trăiește sentimentul eternității și se simte simultan prezent în toate punctele spațiului. Pentru un om obișnuit, care se simte confortabil între viziunea materialistă a lumii și fizica învățată în școală, realitatea unor astfel de mărturii este greu de acceptat. El va spune că au fost probabil fantasme, iluzii, halucinații, dacă nu cumva exagerări menite să impresioneze. Numai că, pe lângă sinceritatea dezarmantă cu care Marius relatează aceste amintiri, mai este și altceva care ne pune pe gânduri: anume, faptul că există sute de alte relatări foarte asemănătoare, venite din diverse colțuri ale lumii, ori chiar din România. Și Marius mărturisea la un moment dat: Povestesc niște lucruri care, mă gândesc că, vor folosi cuiva. Toate acestea au fost pentru mine foarte reale și vii, dar bineînțeles că pentru unii vor părea doar o fantezie sau chiar o să-i deranjeze. Am avut de-a lungul timpului niște experiențe extraordinare. Nu s-au întâmplat în urma unor accidente, boală sau după practici spirituale. Toate au fost spontane, fără să știu nimic despre asemenea lucruri și fără să înțeleg atunci care este semnificația lor. Am fost dus pur și simplu în ele. Nu citisem nimic despre așa ceva și nu știam că se pot întâmpla asemenea situații de necrezut. Nici nu auzisem ca altcineva să mai fi trecut prin ceva asemănător. Nu prea era informație în vremurile acelea despre asemenea lucruri. De-abia după mulți ani am dat de cărți care vorbeau despre globulețele din lumea de dincolo, de bariera de gânduri, și atunci mi-am zis că, uite, nu sunt nebun. Marius spunea aceasta, ca și toate celelalte mărturii ale sale, cu o sinceritate dezarmantă. Dar sunt oare sinceritatea și buna credință argumente suficiente pentru a accepta niște relatări incredibile drept fapte reale, ori chiar drept dovezi? Răspunsul la această întrebare dificilă l începe cu o celebră afirmație a geneticianului JBS Haldane, uneori atribuită și astrofizicianului Arthur S. Eddington. Universul nu numai că este mai straniu decât presupunem, ci este chiar mai straniu decât am fi în stare să presupunem. După acest prim avertisment vine și al doilea. Omul nu poate să cunoască acest univers straniu și complex decât prin simțurile sare limitate biologic, prelungite cu instrumente limitate tehnic, prin mintea sa care e departe de a fi perfectă, precum și prin cuvinte, operații matematice și logice, ori prin teorii, toate limitate cultural. Așa se întâmplă și în cazul celor care percep aparițiile sfinte și sunt gata să le descrie în detaliu. În exemplele din capitolele precedente, dacă domnul Marius sau alți martori evocați s-ar fi născut și ar fi fost educați, să zicem, într-un mediu budist sau hinduist, fără îndoială, filtrul cultural din mintea lor ar fi făcut ca ei să identifice cu totul alte persoane sfinte, ceea ce nu înseamnă desigur că n-au văzut totuși ceva. Și Dumitru Constantin Dulcan amintește în acest sens că, în cadrul experiențelor în preajma morții, adesea subiecții întâlnesc ceea ce a fost numită ființa de lumină, care, în majoritatea cazurilor, este percepută ca ființa supremă, Dumnezeu, alteori Isus, sau, în funcție de apartenența religioasă, este descrisă ca Buddha sau Allah. Toate aceste aspecte ne fac să înțelegem că percepția noastră funcționează între limite acceptabile doar atunci când suntem într-un mediu familiar, dar ne poate duce la rezultate aberante dacă e confruntată cu o realitate pe care n-am cunoscut-o până atunci. Și Marius a remarcat aceasta atunci când, vorbind de entități, fenomene ori detalii strani întâlnite, afirma că, nu avem cu ce să le comparăm, și de aceea nu le vedem. Sau dacă ceva din noi totuși le observă, le îmbrăcăm în cunoașterea noastră. Deci, noi nu vedem întotdeauna realitatea așa cum este ea în adevăr, ci vedem realitatea pe care noi ne-am pre-reprezentat-o. Vedem numai lucrurile în care credem, prin ochelarii conceptelor noastre. Dar ele pot arăta complet altfel pot exista lucruri despre care nici nu ne închipuim că ar putea să existe și să nu le vedem pentru că nu avem comparație, pentru că nu am mai văzut așa ceva niciodată. Acea lume poate fi miraculoasă, dar noi o limităm și o înghesuim în tiparele noastre. Pot fi ființe extraterestre acolo sau chiar lângă noi, dar noi nu îi vedem. Evident, aceste observații foarte corecte se aplică și la propriile sale evocări. Și Ingo Swan scria, referindu-se la relatările clarvăzătorilor militari, că folosind tehnicile lor specifice atunci când erau trimiși în exercițiile de instruire să vadă ceva neobișnuit, cum sunt ozeneurile sau alte manifestări ale unei inteligențe nepământene, ei puteau lua de bună această înțelegere secundară, deci interpretarea bazată pe experiența lor de viață. Acest neajuns este prezent la orice om în cazul confruntării cu situații inedite. Evident, la acest nivel, trebuie să luăm în considerare și posibilele distorsiuni cauzate de vămile la care este supusă percepția acele filtre, cenzuri, etc., de care am vorbit la începutul acestui capitol. Vom încerca, deci, să îndepărtăm cât putem cojile de ceapă ale relatării care acoperă miezul evenimentului perceput, chiar dacă acest proces nu poate deveni niciodată perfect. Între altele, aceasta a fost și calea prin care am evaluat relatările lui Marius. Oricât păreau ele de incredibile, detaliile lor semănau uneori până la identitate cu sute sau chiar mii de alte cazuri raportate din toată lumea. Iar asta înseamnă că în dărătul lor se întâmplă ceva, ceva ce nu este permis să fie ignorat. Desigur, pentru acest raționament am avut nevoie din nou de o dimensiune suplimentară. Dacă am acceptat-o, Cineva care poate vizualiza spațiul cu patru dimensiuni ar putea observa că s-ar putea ca universul nostru să nu fie suprafața unei hipersfere, ci a unui alt corp geometric. De pildă, Marius are în minte imaginea universului ca un tor sau precum coaja unui măr. Iar alături de acest corp ar putea exista multe alte suprafețe tridimensionale, similare, formând împreună un multivers, și așa mai departe. Ca un alt exemplu, în cadrul cazului Brooklyn Bridge din 1989. Căruia Bad Hopkins i-a consacrat o întreagă carte, principala persoană implicată, Linda Cortile, pe numele adevărat Linda Napolitano, își amintea sub hipnoză că a fost răpită și în copilărie de pe un strand aglomerat din mijlocul părinților și rudelor. În timp ce era ridicată de la sol, timpul parcă s-a oprit în loc. În jur, totul încremenise până și picăturile de apă se opriseră în aer. După câteva ore petrecute alături de răpitorii ei, ea a fost adusă înapoi în același loc. În clipa în care a atins pământul, totul s-a însuflețit și nimeni nu a sesizat nimic neobișnuit. Cazul seamănă cu cel relatat de Marius în primul capitol al acestei cărți, în care corpul rămăsese înghețat pe loc. Mașinile erau blocate, oamenii erau împietriți în mișcarea lor. Mișcarea lumii a fost oprită până am intrat eu în corp. Apoi m-am uitat la oameni, porniseră. Astfel de cazuri de trezire bruscă, într-o stare în care întregul peisaj, ca și persoanele de față, erau până atunci înghețate, sunt prezente în mai multe relatări privind răpiri OZN dar circulă istorii și despre alte materiale care ar putea avea o memorie naturală. S-a vorbit despre locuri bântuite sau case care au păstrat în zidurile lor amintirea unor grozăvii petrecute cu mult timp în urmă. S-a vorbit și de memoria copacilor, deși în acest caz materia cu memorie este vie, deci intrăm într-un domeniu diferit. Și Marius mi-a povestit de întâlniri stranii, pe care le explica spunând că toate acele emoții aprinse s-au impregnat în pereți, în mobilă, în toată casa, sau aerul reținuse memoria lucrurilor. Tot el mi-a relatat și următoarea întâmplare. Am un prieten care face sacroterapie. Este pensionar acum. După o conferință ANATECOR, Asociația Națională de Terapii Complementare din România, mai mulți prieteni s-au dus la un laborator să facă o experiență. Și, în drumul lor, au luat o piatră banală de la marginea drumului, au spălat-o și i-au făcut o fotografie în efect kirlian, constatând că avea o aură de 2 mm. Apoi, unul dintre ei a așezat piatra pe o masă și a început să-i vorbească: Ești așa de frumoasă! Ai fost martora atâtor milenii de viață pe pământ, și i-a vorbit așa o jumătate de oră. După care i-a făcut o altă fotografie în efect kirlian, și a ieșit că acum avea o aură de 30 de centimetri. Prietenul meu care îmi povestea a izbucnit în plâns și mi-a zis: Îți dai seama, un lucru neînsuflețit este pătruns de aceeași Dumnezeire. Și mai mult a reacționat la cuvintele omului, întorcând înapoi afecțiunea lui. Concluzia lui Marius a fost că acest experiment demonstrează că totul e viu și că acest efect este și cel care încarcă amuletele cu putere vindecătoare. Desigur, un sceptic îndărătnic va nega din principiu realitatea cazului sau în cel mai bun caz Va cere ca să se facă încă o dată experimentul, și nu ar fi de mirare ca efectul să nu se mai repete. Între multe altele, cine poate garanta că, la repetare, emoția celui care va vorbi pietrei va mai fi aceeași, orică nu va interfera cu negativismul celor din jur care vor dori să se asigure că totul a fost o mistificare. Iar dacă fenomenul va fi totuși reprodus, Scepticii vor căuta să vadă dacă nu cumva piatra a fost umedă la început și uscată a doua oară, dacă nu i s-a schimbat temperatura, ori poziția. Deci, că, oricum, experimentul nu poate fi declarat concludent. O supercivilizație care ne-ar monitoriza ar putea fi interesată de înregistrarea tuturor celor ce se întâmplă pe Pământ? sau cel puțin a evenimentelor mai interesante din istorie și din viețile indivizilor. Forma cea mai propice pe care noi o întrezărim la ora actuală pentru o astfel de înregistrare este cea a copierii într-un soi de realitate virtuală. Arătam ceva mai sus că noi înșine am putea reuși în următoarele decenii copierea vieții unui om într-un calculator. Dar în viitorul mai îndepărtat, suportul unor asemenea înregistrări ar putea deveni chiar memoria materiei, poate chiar a acelei stări eterice pe care hindușii o numesc Akasha. Betty Andreason Luca spunea că, într-o răpire din 1989, a văzut nenumărate sfere, cam de mărimea unei portocale, despre care însoțitorii ei i-au spus că sunt depozite de inteligență. Acestea ar putea avea, i s-a spus, și alte dimensiuni, de la cea a unui atom la cea a unei stele. Astfel de sfere se află în jurul nostru, tot timpul și pretutindeni, deși ochii noștri nu pot să le vadă. I s-a mai spus că ele colectează toate cunoștințele și toată inteligența. Și cu ocazia unei alte răpiri, i-a văzuse astfel de sfere luminoase care veneau să se așeze între ochii unor copilași, transmisându-le aparent informații. Marius a văzut și el astfel de sfere. Între altele, acestea se puteau metamorfoza în oameni și invers, fenomen raportat și de alte persoane. Dar exemplele sunt mult mai multe. Marius, analizând evantaiul de evenimente trecute pe care le vedea, aparent aievea, se întreba dacă ceea ce s-a întâmplat de mult în Egipt, spre exemplu, se întâmplă și acum? Deci, în fiecare clipă are loc orice eveniment din trecut? Atunci, călătoria în timp este posibilă, dar în viitor. Desigur, fiind vorba de o înregistrare, un eveniment din trecut nu are loc, ci doar există și poate fi evocat și redat oricând. Și, într-adevăr, această modalitate deschide posibilitatea unor călătorii în timp. E adevărat, a unor călătorii într-o realitate virtuală, dar pe care, probabil, subiectul nu le-ar putea deosebi de cele reale. Și unele situații relatate de Marius pot fi interpretate în această cheie. El povestea, de pildă. Unde mi-ndreptam privirea, lucrul acela dispărea. M-am uitat în față, era geamul, mobila și un televizor. Dar, deodată, văd că fâșie aerul și dispar toate, și în locul lor apare o pată de picățele aurii de fericire. M-am uitat în partea stângă. Acolo aveam un bufet lung și o oglindă ovală. Și mă uit eu la ele și deodată sfârie ca uleiul în tigaie și brusc dispar și rămâne o altă pată de atom de fericire. Deci în fața aveam o pată ovală mare care s-a unit acum cu pata din partea stângă. Am zis că mi-a mai rămas vitrina din dreapta și masa. Unde priveam, locul acela dispărea cu tot ce era în el. Deci, asta dovedește că lumea aceasta este doar o proiecție. M-am uitat la ce a mai rămas la podea și mi-am zis că să vezi că acum rămân și fără planșeu și fără picioare. Și într-adevăr, nu a durat nici trei secunde și a sfârit și podeaua și au dispărut toate înghițite de neant odată cu picioarele mele. Și am rămas o jumătate de corp, de la brâu în sus, în aer cum ar veni, suspendată în supa aceea de încântare. Și apoi nu a durat decât trei secunde și m-am strâns așa cum rulezi un capac de conservă când o desfaci. Și a dispărut și corpul meu și m-am trezit în spațiul acela infinit de atomi aurii de fericire, probabil un punct în infinit. Și am stat în starea aceea de fericire nu știu cât timp, după care m-am recompus în ordine inversă. În alte întâmplări, Marius afirmă chiar că, pentru a ieși dintr-o situație încurcată, sufletul meu a luat o soluție independentă de gândirea mea. A făcut un pas în afara acestei proiecții, în afara acestei realități, și a intrat într-un spațiu unde nu era nimic. Revenind după un timp de acolo lucrurile erau rezolvate. Chiar dacă nu există o echivalență pentru cele șapte niveluri cerești, remarcăm o asemănare izbitoare între această viziune și cea laică a hipermemoriei, în care se găsesc înregistrate, precum într-o realitate virtuală, viețile celor decedați, eventual sub forma celor globulețe de care vorbea Marius, dar și mulți alții. Am mai spus că termenul de acașa, pe care l-am folosit conform unei tradiții larg acceptate pentru a denumi această hipermemorie, are în sanscrită și sensul de eter, ca și de cer. Acest râm pare și ținta multor călătorii prin extracorporalitate. Unii dintre cei reveniți din moarte clinică ori având experiențe în afara corpului povestesc despre o lume în care au întâlnit imaginile unor apropiați decedați, dar și ființe de lumină. Nu cumva este o aceeași călătorie cerească de care vorbesc și patriarhii și profeții din vechime, doar conștientizată cu alte amintiri paravan, dar astfel de întâlniri sunt raportate și de persoane care spun că au suportat o răpire ozene să se petreacă oare aceste răpiri, fie și în parte, în acașa sau în cer? În transcrierea doar a primelor discuții cu Marius, cuvântul iubire apare de circa 200 de ori. Dar acest concept, eventual și sub forma de dragoste, revine obsesiv în cărțile sfinte, în întâlnirile ozene, în teofanii, în stări din preajma morții, în întâlniri cu ființa de lumină și așa mai departe. Desigur, nu este vorba de iubirea trupească, ci mai degrabă de înțelesul pe care îl menționează de pilde Russell Targ. Iubirea în sens budist nu are legătură cu trupul, ci este înțelepciune, împletită cu compasiune. Vom înțelege deci în cele ce urmează prin iubire capacitatea altruistă, dezinteresată a unui om de a promova frumosul uman ca și capacitatea sa de a identifica, de a cultiva și a apăra frumusețea care îi înmugurește în preajmă. Iubirea astfel definită izvorăște exclusiv din nevoia omenească de frumos, deci nu din obișnuință, teamă, speranța recompensei divine ori dintr-o compasiune fără nuanțe. Ea se manifestă în deplin anonimat și nu este evocată nici măcar pentru a te lăuda față de tine însuți. Și aș adăuga: Nu este iubirea adevărată cea care se limitează doar la a-ți iubi poporul, rasa, tribul, neamurile și valorile lor. Chiar dacă nu e ușor, trebuie să înțelegem că frumosul uman nu doar că este universal, dar chiar și conștiințele aflate deasupra noastră doresc să fie universal. Dumitru Constantin Dulcan scria astfel că subiecții întâlnesc ceea ce a fost numită ființa de lumină. Ființei de lumină îi se atribuie o strălucire excepțională, dar nu orbitoare, extrem de afabilă și iubitoare. Este, de fapt, numai iubire, blândețe, înțelegere, bucurie, însuflețire. Nici urmă de ființa dură, amenințătoare, răzbunătoare și acuzatoare, cum este descrisă tradițional. Fără excepție, tot cei care au fost în lumea celestă descriu o altă imagine a lui Dumnezeu decât cea tradițională. Tot el spune despre iad că e un spațiu imaginar în care vor rămâne temporar și nu definitiv. Și Marius, în rememorările sale, asociază divinitatea exclusiv cu noțiunea de iubire și iertare. Iar iadul nu reprezenta nici de cum mânia Domnului, ci doar mustrările de conștiință ale fiecărui individ, un regret postum pentru neiubirea manifestată în viață. Aparent, undeva deasupra, conștiințe superioare ne urmăresc și așteaptă de la noi o lucrare – oricare ar fi, se cere ca ea să fie realizată aici, pe pământ, deci în materialitate. Dr. Constantin Dulcan, dar și alți autori, aminteau că persoane revenite din moarte clinică au declarat că și-ar fi dorit să rămână pe acel tărâm de lumină în care au ajuns, dar li s-a dat de înțeles că trebuie să se întoarcă, întrucât nu și-au îndeplinit acel program care le fusese hărăzit. Și Marius comenta, de pildă, că numai pe pământ poți câștiga iubirea sfântă. Acesta este scopul venirii noastre în viață. Numai aici ai bogăție de sentimente și le poți trăi, le poți simți cu toată ființa ta. Te poți manifesta liber. Numai aici poți să dăruiești iubire. Numai aici ai contradicții și te poți depăși pe tine. Dincolo, nu sunt tentații. Nu ai nimic de învins. Într-o ocazie, el s-a văzut într-un oraș mare, aparent în New York, unde, oameni îmbrăcați în pardesie negre sau cenușii, apăsați de grijile lor, alergau dimineața la slujbă. Însoțitorul său i-a spus, uită-te la ei, cu toții aleargă spre o direcție total străină scopului pentru care au fost trimiși pe pământ. Foarte mulți consideră pământul și materialitatea existenței pe el drept o școală. În forma ei cea mai simplă, prezentă în religiile orientale, spiritul unei persoane decedate revine în trupul unui nou-născut pentru a trece printr-un nou șir de încercări care se vor adăuga la o superconștiință a sa, pe care o are însă doar în stare spirituală. El se va îmbogăți astfel prin noi și noi întrupări, Până la atingerea perfecțiunii, când ciclul reîncarnărilor se încheie, iar superconștiința acumulată ajunge în nirvana și se dizolvă în conștiința universală, pe care astfel o îmbogățește. Conștiința individuală, identitatea, se pierde apoi definitiv în ceva care seamănă cu acea supă de încântare în care nu te mai gândești cine ai fost și ce ai făcut. De care vorbea Marius. Alte abordări vorbesc chiar de spirite rătăcitoare prin cosmos, care vin să se încarneze pe pământ, după care pleacă să-și completeze pregătirea în alte și alte lumi materiale. Aceste viziuni au câteva aspecte discutabile. Pentru a putea vorbi de un adevărat progres spiritual individual, ar fi fost normal ca fiecare om să-și reamintească în mod conștient viețile precedente, nu doar să presupunem că și-o vor aminti undeva în altă parte. Faptul că mai multe persoane, între care și Marius, au în minte imagini din viețile altor persoane, poate însemna, în cel mai bun caz, doar faptul că au avut acces la date privind acele vieți, înscrise într-o memorie universală pe care am mai numit-o și supermemorie ori acașa. Creatorii autentici ai frumosului și binelui nu intră în această competiție supunându-se unei legi sau porunci și nici în speranța unei recompense mai mari, ci prin structura firilor, în mod altruist, gândindu-se mai puțin că asta le-ar aduce vreun avantaj personal aici ori după moarte. Vorbind de ei, Marius spunea, această jertfă de sine este iubirea. Toate religiile lumii au la baza lor sacrificiul de sine și slujirea celorlalți. Tot el amintea în altă parte despre slujirea celorlalți fără răsplată. Într-adevăr, asta și face omul care creează, dezinteresat, frumosul și îl oferă spre bucuria și curățirea sufletească asemenilor săi. El face astfel un sacrificiu, aduce o jertfă. El își sacrifică de bunăvoie timpul, plăcerile și poate chiar sănătatea pentru a dărui frumosul semenilor pe care îi iubește. Când Johann Sebastian Bach a compus Arta Fugii, putea să se distreze ori să profite în alte moduri de zilele sale. Dar decizia sa a fost să-și toarcă și ultimele picături de energie, știind că prin truda sa va ajuta lumea să devină mai frumoasă, mai bună, mai deschisă către tărâmul spiritului. Această jertfă este însă cu totul altceva decât cea unui miel dus la un altar primitiv pentru a fi tăiat spre ofrandă zeilor. Mai general este o jertfă activă și conștientă, nu una a supunerii pasive și a abandonului de sine. Convorbiri personale cu profesor Dan Farcaș Fă totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți. Marius Ghidel O întrebare. Vreți să știți direct o anumită experiență sau vreți să știți totul? Profesor Dan Farcaș Vreau totul. Deci, înainte de a mă naște, toate etapele, până intră sufletul. Înțeleg că vă aduceți aminte evenimente care vi s-au întâmplat înainte de naștere. Da, toate etapele mi le amintesc. Toate etapele, ce înseamnă? De unde? Nu numai nașterea mea, ci și creația, cum a fost creată lumea seamănă puțin cu teoriile științifice, pentru că și acolo este tot o lume fizică, dar de alt ordin. O să vedeți un tor la creație și o energie imensă care iese din pâlnia lui ca dintr-o gaură neagră. Ceva asemănări cu modelul științific există. Aveți și ilustrații, înțeleg. Da, am făcut niște desene. Totuși, mă interesează cum ați ajuns în posesia acestor cunoștințe. De pildă, le-ați avut din copilărie? M-am născut cu ele. Le țin minte de când eram foarte mic. Asta înțeleg, însă vorbiți despre creație. Când anume ați devenit conștient? De când am intrat în viața aceasta și dinainte? Aceeași stare de conștiență o ai și aici și acolo sufletul nostru este nemuritor și același sentiment că existi îl ai și aici și dincolo. Cred că toți oamenii știu de unde au venit, numai că au uitat. Când intri în viață, ți se șterge toată amintirea lumii de unde vii. Eu deocamdată știu că aveți niște convingeri. Nu sunt convingeri, sunt trăiri sunt convins că le-ați trăit în sensul acesta. Totul este acolo real, fizic, și înțeleg că nu puteți să vă explicați cum de le aveți. Adică, unii spun, a venit o persoană și mi-a spus, sau a fost o revelație, sau am căzut într-o anumită stare și atunci am văzut ceva. La dumneavoastră, înțeleg că au apărut pur și simplu de la naștere. Este o certitudine. Și nu știți cum să vi le explicați. Nu am știut până în 1989. Nu am știut. Apoi am mai citit cărți și am recunoscut multe lucruri, experiențe prin care eu am trecut. Am citit atunci o carte în care se spunea despre globulețele din lumea de dincolo și atunci m-am bucurat că și alții știu și le-au văzut. Da, dar dacă eu știu ceea ce știu, îmi aduc aminte că am văzut undeva, că am citit undeva sau am auzit de la cineva. Nu, nu am citit și nu am auzit pe nimeni. Se întâmplau și nu le luam în seamă. Nu știam ce mi se întâmpla. Nu aveam termen de comparație. De aceea și vreau să le povestesc pentru că totul e sincer și adevărat. Nu am făcut meditații sau altceva am fost dus în aceste lumi prin asemănare. Când ești asemănător cu ele ca vibrație, poți să treci dincolo. Ca la batiscaf, cu acea cameră de depresurizare, așa se trece dincolo. Deci ați fost, știu eu, la începutul lumii. Da, de la începutul lumii pornesc. Încă o întrebare și după asta vă las să vorbiți. S-ar putea spune că ați ajuns la aceste, să le spunem, viziuni în momentul în care ați luat cunoștință cu Biblia creștină. Nu, nu am citit Biblia până după 1989. În copilărie nu ați primit o educație religioasă? Nu, chiar deloc. Dar părinții dumneavoastră știau de aceste lucruri? Am încercat să le spun, dar nu ascultau. Nu puteau să fie atenți. Când încercam să le povestesc prin ce am trecut, plecau imediat, nu puteau suporta. Se blocau, nu mai funcționau normal. Așa că nu am avut cui să-i povestesc nimic. Altora nu le-am spus atunci. Ați fost acolo, ați văzut, aveți în minte amintirea aceasta și nu știți cum o aveți. Nu mi-am pus întrebarea de ce. Nu v-a spus întrebarea. Bun, hai să începem, că sunt multe și riscăm să ne pierdem. Zona Eu i-am spus Shangri la, pentru că seamănă foarte mult cu zona lui Tarkovski. Vă amintiți cum călăuza îi ducea pe cei doi călători la o cameră în care orice dorință li se putea împlini? Cel mai important lucru pe lume este ca oamenii să fie neajutorați și vulnerabili, ca niște copii, pentru că slăbiciunea este o mare minune, iar tăria lumii un nimic. Imediat după naștere, omul este fără putere și moale, iar când moare, este rigid și insensibil. Când un copac este în creștere, este fragil și elastic. Dar când este uscat și rigid, el dispare. Rigiditatea și tăria sunt însoțitorii morții. Elasticitatea și slăbiciunea sunt expresii ale prospețimii vieții. Pentru că ceea ce s-a rigidizat nu învinge niciodată. Aflăm din filmul Călăuza. Tot ce se întâmplă în zonă depinde de noi sunt lăsați să treacă numai cei cu inima zdrobită mor cei care vor mai mult zona este locul unde orice dorință și si se poate împlini zona este lumea paralelă de lângă noi și ce caută oamenii aici ce vor fericire cred da dar ce fel de fericire eu n-am văzut niciun om fericit în viața mea nici eu Dorințele nu se împlinesc imediat. Ț-ai dorit vreodată să folosești această cameră pentru dumneata? Și răspunsul călăuzei a fost: Eu sunt mulțumit așa cum sunt. Impresii din lumea de dincolo, amintiri din infinit. Aceasta este o călătorie extraordinară în Marele Necunoscut. Încep cu începutul. Când lumea nu era și totul era plin de Dumnezeire. Îmi amintesc de momentul acela ca de o altă viață, mult mai adevărată decât cea de aici. Era timp, dar totuși nu era. Înțeleg că este greu să acceptăm aceste lucruri cu mintea noastră rațională, dar nu mă adresez minții, ci Sufletului, scânteie divină. Care este o realitate cu un grad mai mare de veridicitate și nu aparține lumii acesteia. Oricum, oricare dintre noi își va aminti la sfârșit de unde a venit. La marea trecere vom revedea aceste realități și ne vom aminti de aceste adevăruri, și atunci vom înțelege cine suntem noi cu adevărat. Toți oamenii și fiecare element al Creației. Poartă în ei amintirea primului impuls și înțelegerea a ceea ce este Creatorul Universului cu adevărat, dar și încrederea absolută în El. Această recunoaștere o avem cu toții puternic înscrisă în adâncul nostru, indiferent ce ne zice rațiunea. Indiferent ce ne zice rațiunea. În străfundurile firii știm asta însă mintea acoperă ca un vâl această aducere a minte și o ascunde bine, ca nu cumva să aflăm cine suntem noi în sine și să ne dumirim atunci de minunatul joc divin. Și noi o ascultăm, pentru că mintea face mult zgomot. Pentru oameni, mintea, ego-ul, rațiunea sunt o barieră redutabilă, aproape de netrecut, ca și tiparele de gândire sau dogmele primite prin tradiție sau educație sau axiomele științifice. Toate acestea ne țin fixați de pământ și nu ne dau voie să cunoaștem divinul. Apoi, datorită lor, noi credem că este ceva neînregulă cu lumea, cu viața noastră. Această credință este obstacolul care oprește miracolul să vină la noi. Nu este nimic în neregulă în lume. Totul este bun și drept, așa cum este, pentru că vine direct din mâna lui. Nu te poți revolta. Voi încerca să exprim inexprimabilul. De aceea, cuvintele vor părea foarte stângace sau insuficiente, dar încercăm. Deci, cum este lumea lui Dumnezeu și cum a început totul, de la începutul începutului. Trezirea. La început, el era. Doar era, fără nicio diferențiere, și nu-și punea nicio problemă. Totul era bine, un bine absolut. Parcă dormea. La un moment dat, a fost o trezire din aceasta amorțeală. Era într-un spațiu, dar el era și acel spațiu, mulțumit el însuși. El era fericirea toată și fără de capăt. Și timp nu exista atunci pentru că nu era nimic opus față de care să se poată face o comparație. Nu aveai la ce să te raportezi pentru că peste tot era nimicul acela fără margini. Numai el exista. Nici o adiere nu se simțea. Totul era încremenit într-un repaus parcă veșnic, dar era lumină. Un discipol îl întrebă pe maestrul său. Spune-mi și mie ce să fac ca să mă iluminez. Maestrul se uită la el și întoarse spatele. Nu-i acordă atenție. Nu-i zic nimic, s-a gândit maestrul. La care discipolul, foarte mirat, îl mai întrebă dată spunem doar puțin, pe scurt, ce să fac? Atunci maestrul îi răspunse scurt. Nimic. Pe semne că acesta a fost și simțământul care l-a copleșit și pe el atunci. Și așa și-a dorit cu tărie altceva, neclar la început. Poate o instabilitate și mai mare care să-i echilibreze imensa lui putere de cuprindere și expansiune. Aceasta este realitatea. Avea un foc care nu-i dădea pace și trebuia să-l stingă. Și atunci a venit ideea unei creații, să joace un pic. O împărăție ca o oglindă în care să se poată vedea pe sine în infinite forme. Avea totuși o angoasă acolo, în echilibrul lui de sus. Nu știa marginile și nu se vedea pe sine. De aceea, a vrut să facă pe cineva asemănător, cu care să interacționeze sau să aspire veșnic spre al cunoaște, să comunice sincer sau să-i aline singurătatea. Ei bine, observăm că toată creația face lucrul acesta tot timpul, fiecare la nivelul lui. El voia o ființă în care să ardă dorința de a se apropia, și de a se topi în el. Frumos, nu? Deci, Dumnezeu era o formă de energie uriașă, nediferențiată, o formă de lumină plină care stătea ghemuită înspre față, așa cum stă fătul în burta mamei. Era acolo o stare de bucurie fără margini. Parcă dormea. Și, deodată, s-a trezit. Și s-a destins. Eram în fața lui, în partea stângă, dar în același timp eram el, probabil. Îi simțeam toate stările, care erau mult mai bogate decât pot să cuprind eu acum. Limbajul nu mi este destul. Și așa a creat un univers întreg, numai pentru om. Toate acestea le gândea el în momentul acela al trezirii sau mai mult le simțea cu putere ca pe o dorință foarte mare. Era prea singur în lumea lui de sus și voia altceva decât starea aceea de nediferențiere, de bine absolut de până atunci. Și încă mai mult, îi era o sete puternică de fărâmițare și mișcare. Avea atâta de dăruit Ideea aceasta cu a imagina ceva opus stabilității sale absolute, ceva opus întregului care era, ceva infinit de instabil și de variat, părea interesantă pentru el acum. Se gândea că numai astfel putea să-și echilibreze și să-și pună în acțiune imensa lui putere de armonizare și liniștire, de cuprindere și îmbrățișare, care era atunci prea multă parcă. Trebuia stinsă cumva și ponderată. Avea o flacără prea mare și își dorea să o stingă cu un univers hiper de variabil și variat ca o apă, infinit de limitat, care să aspire continuu spre întregire în el. Ce nevoie imensă de a îmbrățișa totul simțea el acum. Dar pe cine? Trebuia neapărat să-și facă o lume pentru sine. Era atât de plictisit de nemișcare, încât mai curând își dorea neapărat să se extindă la infinit, creând un cosmos în ambele direcții, nemărginit, în mic și în mare. Era ca o trezire. Și apoi urmă o creație, așa cum fiecare din noi construim, pornind de dimineață o nouă zi. Ce sete de diferențiere și varietate îl cuprinsese! Pentru el era vorba, de fapt, de o micșorare de sine, o autolimitare dusă până la infinitul cel mai mic posibil. Astfel încât, în ultima particulă cunoscută, dacă ai căuta, ai fi surprins, pentru că nu vei găsi un capăt, ci un infinit și mai mare. Savanții au spus acestui nivel încântare, charming, și s-au oprit aici cu căutatul. Ceva caută ceva. Cineva se caută pe sine. La început era chiar neplăcut să trăiască numai pentru el. Ce treabă este asta? Dar acum era hotărât, gata. Simțea un imbolt puternic să realizeze o lume nouă, o viață. Dar cum să fac trecerea la următoarea scenă pe care am trăit-o? Eram în continuare privitorul din afară a toate câte se întâmplă, dar de multe ori priveam chiar prin ochii lui în același timp. De aceea nu prea pot să știu chiar pe cine să pun degetul. În dreapta mea, așa cum ședea în locul lui din ceruri, a deschis deodată și a pornit să desfășoare un orizont până la sfârșitul lumii acesteia. Așa cum derulezi un covor în fața unor clienți bogați, și chiar mai departe, a întrezărit ce va fi. Și a văzut cum a creat o lume variată și imens de diferențiată, o puzderie infinită de forme de existență. Apoi a privit proiectul său, cum se derula și cum curgea până la sfârșitul timpului acela. În fine. Acesta era un univers pe măsura puterii lui de îmbrățișare. La început, a văzut cum a realizat cadrul universului: lumi spațiale, constelații, planete și stele. Lumea subatomică era materia primă de bază pentru orice făcea. Era cumva Lutul primordial și a privit până la capătul covorului magic a văzut astfel cum va fi atunci când complexitatea creației sale și probabil aroganța ei va atinge un nivel de neacceptat de înfumurare, mult la distanță de proiectul său inițial. Își dorise un univers care să vină spre el și în care să se vadă pe sine ca într-o oglindă, reflectându-i firea, nu să fugă de dăruitor și să uite complet cine îl ține în viață. Dar, așa cum arăta atunci lumea, la capătul timpului acela, nu mai semăna cu ce și-a imaginat la început. Aceasta ajunsese să se distanțeze așa de neacceptabil de mult încât și-a uitat total menirea și Creatorul. Era un cosmos preocupat numai de sine, mândru, orgolios și atașat de viață și continuitatea ei. Uitând că era complet legat de tatăl său ceresc prin infinite fire, și depindea cu totul de energia hrănitoare care era iubirea lui. Până la urmă, creația aceasta se va revolta. Și această nemulțumire față de posibilitatea pierderii continuității vieții se vede și acum, spre exemplu la soare. Exploziile lui sunt un fel de supărare, pentru că și el va trebui să moară, să se stingă, ca orice ființă muritoare. De aceea, a văzut cum a hotărât atunci, în timpul din urmă, să-și strice lucrarea, așa cum își strică un copil castelul său de nisip ridicat cu atât de multă trudă și grijă pe malul mării. Deodată, dintr-o singură mișcare a mâinii de la dreapta la stânga, ca și când te scol dimineața și îți ștergi visul sau îl uiți. Oricum, tot acest univers ținea de energia cuvântului său și de aceea era doar un vis fantastic, care în cele din urmă a luat un drum propriu. Este plăsmuirea sa și poate face orice cu ea. Așa a făcut și atunci, cu o singură mișcare și a retras cuvintele întrupate și tot universul a intrat înapoi în el deodată, brusc. Nici nu a fost timp să zică nimeni nici ah, că s-au și topit toate într-o clipă în sinele divin, din pieptul lui. Noi suntem cuvintele sale magice și nimic mai mult. Suntem energia sa în acțiune. Și toată creația este la fel. Asta este materia primordială, din care totul este făcut, informație miraculoasă, întrupată. De aceea le poate retrage oricând. Așa a fost dintotdeauna, sau va fi, nici nu știu cum să spun. Iată, aceasta este descrierea corectă. Lumea de dincolo este cu adevărat paradoxală și nu se potrivește deloc cu logica noastră liniară în care ideile stau la coadă sau se exclud unele pe altele, fiind de tipul ori-ori. Pe când dincolo, totul există după principiul lui și-și, adică și asta este valabil, dar și asta. Și toate funcționează acolo deodată. Opusele sunt la oaltă ca posibilități. Nimic nu este exclus, greu de acceptat și de închipuit cu mintea noastră, care limitează și mai mult, încurcă. Ceea ce arată cât de neputincioși suntem în fața măreției și misterelor vieții, și că, în fond, nu cunoaștem nimic cu totul. Nu putem cuprinde cu o logică particulară întregul. Care este infinit. Nu putem deloc să-l înghesuim în tiparele noastre mărginite, oricât ne-am strădui. Nu putem unifica teoretic nimic. Apoi va crea un alt univers mai bun, luând ca bază un om umil. El s-a folosit, totuși, de universul acesta imperfect, alegând ca model pentru viitorul om un sfânt. Acesta era doar proiectul sau schița universului, dar această schiță conținea toate mișcările posibile care vor fi făcute până la sfârșitul vieții acestui univers. Mai departe, acolo, la capătul acestei lumi, am privit cum s-a odihnit în nemișcare un timp sau doi. Și apoi a creat un alt fel de univers, mult mai apropiat de planul lui de reflectare, și ținând cont de nereușitele acestei etape, în care suntem și noi acum parte. Dar nu este vreo problemă. Oricum, fiecare element al lumii noastre și noi cu toții suntem imediat la un pas distanță în spatele formei, chiar el. Și atunci nimic nu se pierde. Este doar visul acesta al învelișului care se duce, se manifestă și apoi se retrage în sine în mod firesc. Nu este nicio dramă aici. Lumea este visul lui. Nu ne putem revolta pentru nimic. Noi, el, rămânem veșnici și ne vom reîntâlni în alte forme sau în alt joc, în alt timp etern. Conștiința că existăm este chiar prezența sa, și asta nu se pierde niciodată. Aceeași existență o avem aici și dincolo. În condițiile acestea nu poate fi nicio tristețe, și nu există nicio moarte, ci doar o restrângere deocamdată în el, așa cum valul se retrage în ocean. O trezire din visul vieții, ca o proiecție. Ne vom păstra aceeași conștiință că suntem și existăm oriunde și orice îmbrăcăminte vom primi, sau în orice timp vom fi. Tot noi vom fi și acolo. Dacă luăm ca bază lumea în care trăim acum, pe pământ, lumea de dincolo ne apare necunoscută și parcă la distanță. Dar dacă privim de dincolo spre aici, Lumea noastră ni se pare un vis și o visare, iar aceea cel mai stabil loc. Numai acolo ne simțim cu adevărat acasă, și numai lumea aceea simțim că durează și este trainică. Este aceeași senzație în toți și în toate formele din Cosmos. Pentru asta suntem frați cu tot ceea ce există. Apoi, dacă el decide să își retragă cuvântul care se întrupează, ce poți face? Oricum, este o străduință individuală pentru dumirire mereu. Revenim la începutul Lumii, când timp nu era și nici vreo diferențiere. Încă nu apăruseră atunci contrariile, opusele, ca să poată porni cronometrul timpului, dar un fel de timp era totuși, însă, raportat numai la el, un fel de prezent veșnic, un nepieritor acum, indiferent. Dar trebuia o diferență de potențial pentru a stârni motorul vieții. Creația, torul sau mâneca de pijamă. Și atunci a făcut o pâlnie imensă așezată pe orizontală, un fel de mânecă de pijama cu un capăt întors, ce seamănă cu un tor ca formă geometrică, un izvor imens al vieții. Nu puteai să te apropii de gura pâlniei pentru că simțeai o energie care vibra foarte puternic, neagră, ce ieșea de acolo și care se răsfrângea în sus, curgea în sus. Erau forțe fantastice, care izbucneau din centrul mânecii și se revărsau ca un fluviu dătător de viață și speranță peste buza pâlniei. Semăna cu o gaură neagră, din care se ivea o materie miraculoasă. Din ea se putea face orice, sori și planete, munți și ape, cer și ființe. Iar toată această supă divină, din respectiva gaură, fremăta puternic cu zgomot tare ca un stup de albine colosal. Era tot el sub forma aceea. Dar nu te puteai apropia prea mult de gura acelui tor. Și apoi lucrurile acestea, mâneca de pijama, lutul miraculos, dar și privitorul, erau marele magician însuși. Toate erau unul, în același timp, dar și diferite. Greu de închipuit asta pentru noi, dar așa stăteau lucrurile. Le-am văzut pe toate acestea, fiind acolo chiar privitorul și mi le amintesc foarte bine. Am încercat să mă apropii de gura acelei pâlnii, care era ca o gaură neagră și nu se putea. Era o energie imensă ce ieșea de acolo. Atunci m-am retras în partea stângă torului și am privit în continuare ce se întâmplă. Materia cea minunată curgea în sus, pe buza pâlniei și se răsfrângea apoi pe corpul mânecii de pijama, care era ca o de călărit uriașă. Ei bine, acolo, deasupra șeii, stătea el, maestrul făurar, care începuse deja marea joacă, modelând, din acel lut magic, lumea. Fel de fel de lucruri, dinspre elementele mari care reprezintă mediul, adică universul, constelații, stele, planete, galaxii, Cer, pământ, apoi viețuitoare, până la om. Când s-a oprit, omul era scopul lui final. Pentru om a făcut totul și a fost mulțumit. De aceea avem mereu în noi un sentiment puternic că suntem frați cu cerul, cu stelele și cu planetele, cu muntele și cu marea, cu pomii, cu toate ființele vii și cu extraterestrii. Pentru că suntem făcuți cu toții din aceeași materie miraculoasă. Nu cunoștea concret dinainte cum va ieși proiectul său, doar în mare, cum am văzut, ca o schiță sau o hartă, dar știa că se va opri atunci când ființa ultimă la care visa o să semene cu cea la care s-a gândit la început. Dorea o ființă inteligentă și conștientă de sine. Care să-l recunoască pe el ca tată, și să-i se închine, și să-i fie asemănător în fire. Și a tot modelat dinspre mediul necesar al unei forme de viață până la ea, și apoi vedea că nu este conform așteptărilor sale. Sufla viață peste tot ce a modelat, și mai departe pornea să facă un alt mediu și o altă creatură. Întotdeauna modela întâi mediul în care va trăi forma de viață, și apoi armoniza totul până acolo. Și a tot frământat continuu, lutul acela magic, care curgea din belșug, preajmă după preajmă, ființă după ființă, până a făcut omul. Nu s-a oprit decât atunci când a fost mulțumit la om. A dat viață continuu. Pentru om făcuse toată lumea aceasta, tot universul numai pentru el. Pentru el toate. Dar tot ce frământa Domnul din lutul magic, din acea energie și informație primordială, era suflat apoi de fiecare dată cu viață, la fiecare ciclu. Altfel, nu pornea nimic să trăiască, să fie viu. Fără suflul lui, nimic nu începea să existe. Asta înseamnă că toată creația este pătrunsă de spiritul său, și că în toate este el, sub o aparentă mască de infinite forme de existență: în piatră, în aer, în apă, în stele, în oamenii din fața ta. Numai el este peste tot, de aceea nu ai pe cine să te superi niciodată. Prin oameni, el ne vindecă. Viața în sine este el. Celălalt din fața noastră este tot el. Sentimentul nostru că existăm este tot el. Că se poate întreba cineva, unde este Dumnezeu? Este chiar conștiința ta că existi. Pe aceasta nu o pierzi niciodată, nici după moarte. Când ești în lumea de dincolo, ești surprins că existi în continuare. Atunci, unde este moartea? Moare doar mintea, visul acesta al vieții, existența însăși este plină de Dumnezeire. Apoi, Domnul i-a suflat omului un fel de har, deosebit față de celelalte elemente ale creației. Efectiv, așa a făcut. I-a dăruit un suflu din el însuși, mai intens, a suflat ceva mai mult și astfel i-a dat posibilitatea de a aspira către sine tot timpul vieții lui, de a-l conștientiza și de a-l vedea peste tot și în toate, de a-l căuta continuu. Un fel de înțelegere a micimii sale în raport cu tatăl său ceresc. I-a oferit o sete de reîntregire, un simț de incomplet, care să-l facă să caute mereu spre cerul spiritual. Și o putere a Sufletului care să-i dea posibilitatea să-l recunoască și să-l slăvească, să-l simtă în toate câte există. Atunci s-a oprit. Gata. Lumea aceasta a fost întrupată acum. Și s-a odihnit. Era mulțumit de tot ce făcuse și s-a simțit echilibrat de varietatea aceea infinită a universului mare și mic. Acum, toată energia lui imensă de îmbrățișare era ponderată într-un fel și folosită în armonizarea infinită a acestei lumi create. Oriunde priveai, era numai el, întrupat în puzderia de forme și posibilități. Universul acesta era infinit, în orice direcție și în toate combinațiile posibile. Domnul putea să le cuprindă în fiecare clipă până la sfârșitul veacurilor și știa toate mișcările care vor fi făcute până la terminarea acestui timp. Atât de mare este puterea Sa! Această forță imensă, această potențialitate inepuizabilă se numește iubire, și acolo, în lumea de dincolo. Numai acest cuvânt ne vine în minte: iubire. Apoi a privit cu drag la creația sa, care a început să pulseze imediat ca o inimă uriașă, fiind animată și susținută de energia aceea miraculoasă din care toate sunt făcute, care era tot el. Deci, el este și în interiorul lumii, dar și în afara ei, în același timp la o distanță cam de un metru în fața fiecarei forme, dar și în interiorul ei, nevăzut. Noi nu-l vedem, dar acolo este, chiar în fața noastră, și ne privește tot timpul, direct în ochi. Direct în ochi. Dar în același timp, tot el privește și prin ochii noștri. El se vede pe el însuși, cum se și spune, să ajungi la momentul în care vei înțelege că iubitul, iubita și iubirea sunt una. Aceasta este liberarea de sine. Unele lucruri sunt pentru altele, totul are un rost, nimic nu este în plus sau în minus și nimic nu este de adăugat sau de scos. Acesta este Universul nostru. Orice este influențat de orice în fiecare clipă. Și cu toate astea, toate variantele posibile sunt cunoscute de Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor. Și pe toate le cuprinde Domnul. Este un întreg perfect armonizat, astfel încât poți spune că bătaia din aripia unui fluture aici este resimțită și are consecințe până, să zicem, la cea mai îndepărtată stea. Și așa este. Totul este legat de tot, incredibil de miraculos. Prin urmare, putem spune că El s-a făcut pe sine pentru El însuși. Creația este oglinda Lui. Această descriere poate părea de necrezut pentru cel rațional, orgolios și mândru, dar cel umil și inspirat. Îi va înțelege sensul și va recunoaște adevărul. Apoi am intrat într-o adormire sau visare. Am uitat de mine și mi-am pierdut conștiința. Pentru un timp. O călătorie spre suprafața mărului. Mai departe a urmat o călătorie spre suprafața mărului, căci lumea vizibilă, materială, este precum coaja lui închipuind locul unde sunt semințele ca fiind tronul ceresc, dacă privim dinspre centru, spre înfășurătoarea mărului care este universul nostru. Este un drum din adânc spre acoperișul lumii, o urcare pe cea mai înaltă culme a Everestului din noi, cu toate că venirea spre viață pare o coborâre. Această trezire, ca dintr-un vis, se face retrăind viața fiecărui element al creației. De la primele lucruri venite în întrupare, până la civilizații. La început, ești un duh călător. Este un cuplu foarte strâns, suflet, corp, vizibil, invizibil. După momentul creației. Mă deplasam acum în spirală, în sus, o micuță conștiință de sine ce eram. Era o trezire ca dintr-un somn adânc parcă mă ridicam la suprafața apei sau urcam pe o scară de valori. Dacă priveai din afară tot acest spațiu, părea a fi o constelație, cum este Calea Lactee. Veneai, sau mai bine spus urcai în spirală, dintr-o profunzime care era începutul creației, ca din centrul unui vulcan ce rupe și aruncă din el infinite sfere de lumină suflete sub formă de globulețe multicolore ca bulele de gaz din apa minerală. Acest fluviu ce curgea în sus semăna foarte bine cu o trompă a lui Eustache sau cu o tornadă care venea în spirală și toată această lume de sfere plutea într-un șuvoi miraculos care urca spre lumină. Lumina era în capătul acestui urcuș, sub forma unui soare de iubire foarte atrăgător până la un anumit nivel al existenței vizibile, eram indiferent, de parcă nu conștientizam sau nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă cu mine. Dar odată cu înaintarea în sus, parcă m-am mai trezit din adormire și acum vedeam, auzeam și aveam senzații diverse, emoții, întrebări, mirări. Eram chiar uimit de toată această lume perfect armonizată și încântătoare din jur. Acum eram cu adevărat conștient de mine însumi, poate pentru prima dată pe deplin. Și era bine. Dar nu știam încotro merg și nici nu îmi puneam asemenea întrebări atunci. Și cine mă îndemna într-acolo? Era o naștere din profunzimea firii divine, ca o ridicare la suprafață. Exista în lumea aceea o stare de bine, stabil și infinit, care parcă era și natura mea, Într-un fel se putea spune că ajunsesem acasă sau mă trezisem la viață. Călătoria aceasta spre platoul cel mai de sus al lumii cerești era făcută împreună cu multe alte globulețe, balonașe ce pluteau cu minți într-un vid activ, care era uimitor cum curgeau în sus și dansau deosebit de încântate de toată frumusețea pe care o trăiau acolo. Totuși, Totul părea condus de cineva nevăzut și aveai puternic sentimentul că erai controlat tot timpul și simțeai că lucrurile se mișcau în cadrul unui program dinainte stabilit și cunoscut în cele mai mici amănunte. Și știai asta. Te deplasai nu alandala și hai hui, ci spre un scop anume. Și erai condus de o forță invizibilă și inevitabilă, căreia nu i te puteai opune. El este Dumnezeu, Tatăl nostru. Îi vedeam pe ceilalți cum arătau: globulețe mii care își schimbau tot timpul culorile. Dar sus, la prag, începuseră acum să se mai rarefieze un pic, și chiar am întâlnit și un alt fel de sfere, albe, mate, care răspândeau o lumină alb liniștitoare în jurul lor. Erau puțin mai mari decât capul unui om. Eu i-am numit Sfinți, sau poate erau arhangeli. Și multe din acele ființe rotunde din apropierea limitei de sus a lumii cântau voioase, în timp ce se zbenguiau prin vid. Unele erau înțelepte și mișcările lor erau lente și prețioase, pe când altele erau tare copilăroase și se jucau de aprinsele. Era o atmosferă de bucurie fără margini, degajată de orice grijă. Un adevărat rai. Acel cântec era adresat Creatorului, care se vedea de acolo în sus, deasupra noastră a tuturor, ca un soare, exact ca soarele nostru, numai că razele lui erau raze de iubire. Simțeai că te hrănesc acele raze, și erai conștient că nu poți să existi fără ele. Nu erau raze termice, dar era lumină. Și acea melodie era diferită de orice melodie super frumoasă de pe pământ ceva extraordinar de fin și de gingaș. Nu am comparație. Un fel de im de slavă, de mulțumire și recunoștință a dus Tatălui Ceresc că ne-a dat această viață și că existăm. Da, un foarte frumos sentiment străbătea întreg acel spațiu de pe acoperișul lumii, o bucurie entuziastă și tonică. Acolo nu se putea să nu se trezească în tine conștiința miracolului, pentru că îl trăiai cu toată ființa ta și îl simțeai ca fiind adevărata ta realitate, oriunde ajungeai în acel spațiu de graniță. Era imposibil să nu fii impresionat, uimit și pătruns de grația acelui loc. Totul era minunat în locul acela. Apoi aveai și o stare de fericire trainică, veșnică, pe care nu ți-o putea lua nimeni. În acel loc trăiești natura ta adevărată, pentru că înnoți în iubire și în bucurie. Sentimentul de existență devenea mai puternic acum pentru mine. Mă uitam în urmă și vedeam acea spirală enormă ca un fluviu puternic care ducea până pe platoul de pe acoperișul lumii, fremătând de globulețe, o pusterie. Dar nu toate puteau înainta până sus, la prag, nu aveau putere, Majoritatea rămâneau la anumite nivele și foarte puține ajungeau sus. De fapt, acum puteam spune că mă aflam aproape de locul semințelor acelui măr imaginar, la tron. Chiar l-am întrebat pe un globuleț, parcă mai vechi pe acolo, plin de fericire. Ce este acest soare? Și mi-a spus că el este Dumnezeu, Tatăl nostru, că stă pe un tron care nu se vede de aici din partea aceasta a pragului. Și l-am întrebat, ce este un tron? Mi-amintesc bine și acum nedumerirea mea, sau mai bine zis, uimirea pe care o aveam atunci. Dar pe fugă, în grabă, sfera aceea plină de bucurie, a mai apucat să-mi strige. Lasă că o să vezi tu. Dialogul acesta a avut loc în gând. Cercul înțelepților. Cum spuneam, tot hoinărind prin supa de fericire de la prag, fără direcție și scop, am ajuns într-un loc cu mai puține globulețe. Și în fața mea a apărut deodată un cerc orizontal format din vreo 10 ființe sferice, puternic luminoase, mate la suprafață, care parcă stăteau la sfat. Liniștite la început, mai apoi nerăbdătoare sau conștiente de importanța sarcinii pe care o aveau de la Domnul Lumilor este cu siguranță un sfat al înțelepților, mi-am zis eu. Deasupra acelui loc se putea observa o zonă tampon peste care nu puteai trece, pentru că simțea imediat o rezistență la înaintare. Nu puteai să urci, nu te lăsa. Așa înțelegeai că nu aveai voie acolo. Iar dincolo era acel soare imens de iubire și bucurie se vede exact cum se vede soarele nostru pe bolta cerească, numai că razele acestui soare nu sunt termice, ci erau raze hrănitoare de iubire, purtătoare de energie, de viață, fără de care știai că nu pot să fii. Acesta este termenul și în spațiul acela de binecuvântare și era continuu în mintea tuturor de parcă numai asta îi preocupa pe toți acolo, iubirea. Ea este viață, și în locul acela ca și aici. Acest soare sfânt îți dăruia dragostea lui gratis și fără să-ți ceară ceva în schimb. Venea de peste tot lumina sa, de dincolo de prag, și te învăluia blând și îți dădea puterea de a trăi și o imensă stare de încântare. Dar nu puteai să te apropii de acea limită a lumii, că te oprea să înaintezi. Simțeai o barieră invizibilă, o vibrație înaltă o forță care te bloca să înaintezi mai sus. Acum, ființele acelea stăteau în cerc și aveau un loc lipsă la adunarea lor. Parcă așteptau pe cineva să vină de jos, de pe pământ. M-am apropiat de ele și mi-au făcut loc binevoitoare, mișcându-se pe cercul lor închipuit, puțin mai încolo. Nu m-au întrebat ce caut lângă ele, și nu au spus nimic. Au fost foarte înțelegătoare cu mine poate erau prea preocupate cu așteptarea veștilor de jos de pe pământ. Îi simțeam foarte îngăduitor pe acești înțelepți și mi-am dat seama că acceptau totul ca venind de la Dumnezeu. Asta era firea lor, foarte blândă și conciliantă. Erau total înfrânți cu inima și foarte blajini. Probabil că de aceea nu se revoltau pentru nimic. Erau ca niște sfinți sau arhangeli. Aveau o umilință totală și o iubire mare. Ăsta era sentimentul acolo, în rândurile lor. Și asta am privit-o ca pe o mare putere a lor. Se simțea un aer de uriașă importanță în cercul înțelepților. Da, erau preocupați să găsească o soluție la situația care se întâmpla atunci pe pământ, războiul. Știau despre ce este vorba și aveau poruncă de la Domnul Lumilor să facă ceva și să găsească o rezolvare la problema pusă. Era o anumită gravitate în sufletele lor. Totuși, puteau găsi soluții, poate folosindu-se de ființele din lumea intermediară, așa zi și extraterestri, sau de îngerii trimiși pe pământ, care însoțeau fiecare ființă. La un moment dat, globulețul așteptat își face apariția, venind de undeva din abisul întunecat de jos și-a ocupat imediat locul lăsat liber. Și primul lucru pe care l-a spus a fost că pe pământ este război. Țin minte și acum cuvintele lui grele. Ce facem? Rumoare printre toți. Cumva le-a transmis tuturor încercările lui de a influența oamenii, dar pentru că erau prea prinși în ura lor sau în nevoia de a supraviețui, aceștia nu puteau auzi șoapta mesagerului ceresc. Și asta a arătat el, în primul rând, că nu ascultau nimic și erau prea ocupați cu lupta, și apoi se dușmăneau așa de tare. Dar, într-adevăr, trebuia să afle o soluție și să oprească zavestia cât mai repede. Aveau poruncă sfântă și nu se discută. Mărturisirea lui a fost ca o transmisie de imagini mentală. Erau imagini care conțineau totul în ele, sentimente emoții, cuvinte, pe care le vedeau și le auzeau cu toții. Fiecare simțea imensa responsabilitate pe care o aveau de acum înainte, o sarcină foarte dificilă, având în vedere cât de îndărătnici sunt oamenii de pe pământ, iar singura lor posibilitate, fiind spirite, era influența gândurilor. Dar îndușmăniții erau blocați la orice inducție de acest fel. Da, nu ascultau și nu auzeau nimic. Era într-adevăr o problemă. Atât i-a întristat la început această perspectivă. Dar și-au zis că vor folosi orice mijloace și se vor implica dacă va fi nevoie și direct, sau se vor adresa întâi conducătorilor oamenilor și vor încerca să influențeze, se gândeau ei atunci. Sau vor apela la ființele mai evoluate și mai iubitoare care trăiau în planul paralel. Poate găseau împreună soluții. De fapt, neapărat, trebuia găsită o rezolvare. Asta au hotărât. În clipa aceea, i-am lăsat întreaba lor atât de serioasă, m-am desprins din cercul lor și m-am îndepărtat de locul acela, zburdând prin nimic. Plongeam în vidul fără capăt și mă simțeam bine și fericit. Eram imponderabil, aproape fără greutate. Nu aveam niciun fel de condiționări și mă simțeam cu adevărat liber și fericit. Voiam să explorez mai mult prin spațiul din jur, devenisem tare curios. Totul era minunat unde eram acum și interesant și era atâta lumină sfântă care te ținea în extaz. M-am gândit că este locul unde orice miracol este posibil, așa simțeam eu și nu greșeam. Vedeam și alte globulețe zburând ușor pe lângă mine, așa cum se deplasează astronauții prin spațiul cosmic, plutind la întâmplare. Uneori făceau mișcări bruște, schimbându-și direcția. Se jucau, se vânzoleau. O fericire. Totuși, nu erau chiar așa de multe sfere pe acolo, lângă prag. Ce-o fi însemnând asta, nu știu, dar era foarte plăcut în țara fără griji, soarele iubirii hrănea pe toți veșnic. Când și când, vedeam câte o sferă care se rotea în jurul axei sale, și era așa de multicoloră ca un balon de săpun. Uneori, se întâmpla ca suprafața ei să vireze în forma unui cap de om, apoi să o ia înapoi în cea de sferă colorată. Ciudat, mi-am zis. Atunci mi-am pus o întrebare firească: Dar eu, eu cum arăt? Nu aveam o oglindă, și mi-ar fi plăcut să mă oglindesc în ea. Asta era singura mea problemă acolo. Nu știam cum arăt. Vedeam, auzeam, gândeam, înțelegeam, mă întrebam, eram curios, mă bucuram cu ceilalți frații ai mei din supa eternității, dar îmi doream să știu și eu cum arăt. Am încercat de multe ori să-mi văd vreun capăt, dar eram rotund și mă dădeam mereu de rostogolul. Într-un târziu mi-am dat seama că nu am nicio șansă. Oare eram la fel ca aceia? Cu siguranță. Și am renunțat atunci la tema aceasta. Îmi plăcea foarte mult să plutesc și îmi plăcea că puteam să zvâgnesc repede, în orice sens, cu viteză mare sau să-mi schimb direcția oricând la dorință. Sau pluteam lin, relaxat, fără nicio grijă și cel mai important lucru, fără condiționări. Ce fericire era acolo! Mă simțeam foarte bine. Și mai era un joc. Am observat că dacă îmi închipuiam că mă aflu într-un loc pe care îl luam ca reper, imediat mă și trezeam acolo, parcă teleportat, instantaneu. Dar nu prea aveam lucruri față de care să mă raportez și de aceea nu era nici timp acolo și așa nici nu prea aveam unde să mă închipui. Dar asta îmi plăcea la culme, să ajungi oriunde vrei tu, deodată, fără vreun parcurs. Luam drept stație vreun globuleț îndepărtat, mă gândeam să fiu lângă el și imediat ajungeam. Era miraculos. Aveam voință proprie și simțeam că toate sferele multicolore, dar și cele alb-luminoase din supa de fericire, erau sub poruncă. Și cea mai mare poruncă era acolo iubirea. Cea mai mare forță era o dragoste fără margini la care nu îi te puteai opune. Șeful meu, Îngerul. Tocmai când mă gândeam la aceste înțelesuri, în fața mea a apărut brusc, nu știu de unde, că nu am fost atent, un glob alb strălucitor, mai mare decât văzusem până atunci, puțin mai mic decât o minge de plajă. Și acel glob nu mi-a spus nimic, doar stătea în fața mea și mă privea cu o infinită îngăduință, numai că simțeam că trebuie să mă supun lui și răspundea o iubire așa de mare încât nu am putut să mă împotrivesc în niciun fel. Și era atât de umil. Avea o dragoste puternică și mă chema după el irezistibil. Acolo, în împărăția de pe acoperișul lumii, iubirea este poruncitoare și îi te -i supui imediat, fără să crăgnești. Parcă simțeam că atunci chiar se întâmpla ceva foarte important, dar nu știam ce era un simțământ pe care nu-l mai avusesem. Se pregătea ceva deosebit cu mine. Mi-am dat seama. Am observat că acel glob, plin de dragoste, era foarte solemn. Până atunci, mă tot plimbasem pe platogul acela plin de iubire și satisfacție, fără nicio grijă. Dar acum, înțelegeam că trebuia să-l părăsesc pentru o experiență mai extraordinară, Drept întâmpinare, acest globuleț mare din fața mea mi-a proiectat în spațiul sferei lui imagini care arătau ce a fost el pe pământ odată. Fusese un om simplu și umil, de care toți își băteau joc și îl exploatau și îl chinuiau. Dar el nu se supăra niciodată pe ei. Accepta totul, fără să se revolte și fără să se supere, fără să reacționeze în un fel, ca și când totul ar fi venit direct din mâna tatălui ceresc. El îi iubea pe toți la fel, orice îi făceau, și nu îi judeca. Cum se și spune, renunțarea la tine este mișcarea lui Tao, cedarea este drumul spre Tao, se arată în Tao Te Ching. Mai încolo, mi-am dat seama că el, este îngerul meu care mă va însoți în toată această călătorie nemai văzută și așa de interesantă pe care eram gata să o pornesc acum aveam să plonjez imediat în misterul vieții totuși nu știam ce va fi era în fața mea un necunoscut parcă și mai mare da acolo în cer celui care avea multă iubire, îi te supuneai fără să poți să-i reziști și îl respectai din toată inima, instinctiv. În împărăția aceea este o ierarhie a iubirii, inversă decât pe pământ. Acum, gândindu-mă la locul acela, nu glumesc când spun că, în acel spațiu, cel care are multă iubire este șeful tău. Și simțeam asta cu putere îl simțeam foarte sus în ordinea spiritelor și mă supuneam lui fără să-i rezist. Era parcă poruncă pentru mine să-l urmez. Dar nici nu-ți făceai vreo grijă. Știam că totul va fi bine oriunde în universul lui Dumnezeu, pentru că acest înger plin de o dragoste nemărcinită mă va însoți tot timpul. Simțeam puternic că mă va ocroti și va avea grijă de mine orice s-ar întâmpla. Era un simțământ de certitudine clar, evident și foarte plăcut. Iubirea lui imensă era o garanție, siguranță și încredere. Și toată această înțelegere mi-a transmis-o el, așa, deodată. Este doar îngerul meu păzitor, îmi zic eu acum. Este un mare dar să ai un asemenea apărător, un ocrotitor de la pragul de sus, de la acoperișul lumii, din împărăția iubirii. Plin de atâta dragoste. Faptul că am un asemenea înger lângă mine arată multe așteptări pe care le au ei față de noi, și, în același timp, probabil, și multe de împlinit pe pământ, fie și doar subtil, în ascuns. Acolo, pe culmea cea mai înaltă a ierarhiei împărăției Tatălui Ceresc. În vârful piramidei meritelor, cum ar veni, cei care aveau multă iubire erau foarte puternici, în sensul de înțelepți și infinit de iubitori, mult respectați printre celelalte globulețe și foarte umili și buni. Iubirea lor este poruncitoare, în sensul că îi te supui necondiționat și nu ai nicio posibilitate de a te ascunde și nu ai unde să fugi, nu mai ai voință proprie în fața lor și îi urmezi fără discuție și îi accepti fără să reziști. Iubirea este cea mai mare forță a Universului. Cum se și spune, vi s-a dat toată puterea, iubirea, în cer și pe pământ. Deci aveam în fața mea un înger, care în lumea noastră a fost considerat ultimul om, de toți desconsiderat, aproape de neluat în seamă, ca o cârpă cu care să speli pe jos, un prost și toți își băteau joc de el. Dar acolo, în lumea lui Dumnezeu, el ocupa un loc foarte sus în ordinea divină și de aceea era șeful tău și nu puteai să-i te opui. Mă uimește asta și acum. Și invers, o să vedem mai încolo o altă experiență. Cel care pe pământ era în prim plan, în ordinea socială, bogat și avea tot ce își dorea, dar era mândru, trufaș, orgolios, egoist și rău cu toată lumea, acolo sus în cer putea ocupa un loc foarte neavantajos, la distanță mare de împăratul lumii, după nivelul lui de neiubire manifestat pe pământ. Sacrificiul de sine pentru ceilalți, adică dăruirea și abandonul de sine, iubirea fără condiții și bunătatea fără margini sunt criterii de departajare dincolo, în împărăția lui Dumnezeu invers decât pe pământ, unde contează ceea ce la Domnul este periculos să valorizezi.